Vezi înaintea ochilor un șir de case ca și cum le-ai privit din stradă. Sunt acolo trei prăvălii modeste de târgușor provincial. Întâia este a lui Tache, a doua este a lui Ianche și cea din urmă și micuță a lui Cadâr. Casa lui Tache și a lui Ianche sunt construite absolut la fel, numai că sunt cu totul altfel zugrăvite. De pildă, zidurile casei lui Tache sunt roșii, iar tabla de pe acoperiș neagră, pe când casa lui Ianche are zidurile albastre și tabla de pe acoperiș albă. Firma lui Tache e neagră cu litere galbene, iar a lui Ianche galbenă cu litere negre. Căsuța micuță a lui Cadâr și firma lui au luat de la fiecare câte o culoare. Așa de pildă, zidurile sunt negre, tabla roșie, firma galbenă cu litere albe. Tache și Ianche țin mărfuri la fel. Coloniale, un pic de fierărie și mărunțișuri de marchitănie. Numai Cadâr are specialitatea nației lui. Cafea, rahat și tot felul de dulciuri. E vreme de vară. Toate cele trei prăvălii au perdele în față cât ține micul trotuar provincial, firește și ele deosebit colorate. E cald și zăbușal. Ghicește apropierea serii, dar vipia nămiezii s-a prelungit până aici. Poate să fie ora 5. Toți trei negustorii, ușor și comod îmbrăcați de vară, dormitează. Ulița e pustie și nu se aude decât foarte departe, undeva, cântecul trist al unei flașnete. Calde. Ce spui asta mie? A cui să-i spui? Ce mă interesează pe mine că ți-i cald? Dacă ți-i cald, du-te în casă și te răcorește. Ce eu pot să te răcoresc? Ăștia-mi rugat eu să mă răcoresc? Lasă-mă în culata Domnului. E puftim, mă, cu eu nu-l las. Mă rog, ție nu-ți e lene să vorbești atâta? Și tu privește pe tine, dacă mi-i lene ori nu mi-i lene. Dacă ți-ar fi lene, ai dormi. Pare căldură, așa o căldură n-am avut toată vara. Ce-mi spui mie asta? Dar ce ție spui? Păi cu cine vorbești? Și te privește pe tine cu cine vorbesc. Vorbesc cu Dumnezeu. Da. Ia te uită pe căldura asta lui arde de cântat. Dar știi ce? Parcă el cântă, cântă mașină. Da, da, el dă din mână. Ce ești dobit ochi, el dă din mână în cer și mașină cântă tare. Nu sfărăi că nu pot să dorm. Dar nu sfărăi eu, turcul sfărăi. Spune-i să tată. Nu pot că-l trezesc. Da, dar el de ce mă trezește pe mine? E Cadâr! A pus și dă-mi cap un calup de săpun. Cadâr, ce-ai luat așa turcește? Cadâr, aici stai sub de tot cântoare, pe tot te-l trezește. Nu mă mișc de aici nici mort. Dar ce crezi că eu mă mișc? Mai bine stric un calup de săpun. Ia uzi, domnule, cum sfărăi. Asta nu mai este turc. Aici stai curat armăsar persan. Cadâr! E așa, dai un ban de-a face. Mai zbârli un calup. Dar ce crezi că eu am fabrică de săpun? Spune că a venit un mușteriu, că pe mine nu mă crede. Ia, fă-te repede, că dor că vine baba Zapta să cumpere ceva. Ce-mi pasă mie, ea nu cumpără de la o vrei, fă-te tu că doar. Domn Tache! Domn Tache!
un calup de sopun. A, n-am sopun bun, babă, s-o stricat și el-i lui Ianche. Oh, păcatelor. Lui Ianche, ia dă-mi un calup de sopun. Sopun, două, dă-mi un sopun, n-am dă-l, chiar de la tache că el are. Are, are, dar zici că nu-i bun. Parcă se pricepe el la sopun. Domn Tache, auzi, jupânul zici că n-are. Are, nu te uita în gura lui. Of, Doamne, jupânii său, dă-mi un calup de sopun. Nu se poate așa o creștină ca dumneavoastră să cumpere de la un ovrei ca mine? Ia de la Tache că ți-l dă mai ieftin. Iete, babă, ia bucata aceea de jos că ți-o dau ieftin. Așa, așa de acolo. Apoi vezi că nu-i rău, dar cu cât? Bă, cât vrei, 5 lei poți. Oh. Ai murdară, maică, nu se poate, maică, nu se poate. 3 lei, hai. 3 lei, că... Hai și crezi, Matale, că... Ia 3 lei, așa, să-ți ajungi. Așa. De 10 lei încoace. Vișe? Pe bucata de săpun, dar ce-am vândut-o eu? Păi de ce ai zvârlit? Ce te privește pe tine, ce fac eu cu marfa mea? O așez unde-mi place de 10 lei. Nu dau nimic. Îi dăm atunci un calup de la tine. Da, și eu și câștig. Dar nu fi măcar n-ai câștigat 50 de bani, dăm un calup de săpun. Vinde-le? Dacă nu dai imediat, te pui la dobândă. E, na, ții toți 3 lei, na. Poftim restul. 50 de bani câștigul tău. Dar și eu am vândut să punem eu ca să câștig? Dar și eu l-am vândut ca să câștig, tu l-ai vândut, o să ții câștigul. Bine, l-am luat. Să-i poți sănătos, dar fiindcă totul e sculat de încoace și pe-ai mie. Așa ți-i vorba, ia scoaltă și tu și ei. Dorm. Cum îi lași așa în mijlocul drumului? Dar ce te privește pe tine unde îmi faci o casă de economie? Lasă-i acolo că poate spunde să mânți. Iar o ce putru, ce ăștia ne-au necășit totdeauna pe noi, săracii români. Mai tu ai rezervă, că ai stat sfără e mult. Am, dar l-am scumpit. Nu te dracului, n-ai câștigat destul la el. Cadâr! Da. Ce-ai făcut? Eu n-am făcut nimic, săpun, am făcut așa un săpun prost. Eu te mir la Cadâr și îl nimărește în zid. Păi, dar ai dat jos zugrăvelă. Să știi că e sânt de ploaie, așa un săpun bun. Numai că l-am sfârlit și am mirosit la ploaie, aș fi spălat vopseaua. Aici este să pun patent, am să vând mai scump de aici încolo ca să-mi scot vopsitul casă. Păi chiar ar trebui să le vopsim? Da, bă, da, dacă vrei să vopsești, vopsește, ce om să ți-l vopsesc? Bine, atunci trimi vorba lui stănică să vii și pun la vopsit. Zău, așa crezi tu și eu ce fac? Păi treaba ta? Păi dacă a fost vorba să așteptăm să fie copii, să-i întrebăm cum vor ei, așa o vorba păi, e... Păi da, dar băiatul meu a venit. Ce mă privește pe mine băiatul tău, mă privește fata mea și ea n-a venit. Dacă fata vrea o culoare și băiatul tău vrea tot culoarea ce. Păi dar cât vrei să stau eu cu casa necurățată? Păi dacă nu știi tu când îți vine fata, vrei să știu eu? Eu știu că vine băiatul, am zis eu ceva, n-am zis. Ha? Când vine băiatul tău? Da, dar o venit, fata ta nu dă niciun semn. Mă rog, mai vine sau nu mai vine? O să fie dacă vrea și dacă nu o să vrea, nu o să fie și gata. Așa o cultură mare cum învață ea, poate că nu-i dai voie să fie. Da, că băiatul meu nu învață tot la Academia Comercială. Dar ce, el e femeie? Păi la școală ai tot una, și pentru băieți și pentru fete. Ce vorbești? Ia și la armată? Ia lasă-mă în pașă, că eu îți vorbesc serios și îți arde de glumă. Păi bine, mai dobit o grecinea știu vreodată în lumea asta, ci în capul unei femei. Și dacă nu știi de ea când vine nici o nelaltă care a văzut-o acum 3 zile, tu unde vrei să știu eu, care l-a văzut-o de 2 ani? Lasă fie ea sănătoasă acolo, ce are să folosească dacă are să fie la un ovrei bătrân ca mine. Eu bani să trimit, dacă trimit bani, gata. E, dacă ar mai trăi maică, s-ar mai fi o frumusețe de așa. Păi că tu ce folos ai că ți-a venit băiatul? Îl vezi? Nu-l vezi? El umblă, se plimbă și cere bani. Cine voie să facă asta aici? Poate să facă și la București, că tot atât costă. Băi, și costă mai scump, că vrea să sperie. Tu nu-l vezi pe Ionel cu așa o eleganță, parcă n-ar fi băiatul lui Tache din Podeni, parcă ar fi băiatul prefectului. Da, să fie dacă-i dă mâna lui Tasca. Știi că ceva? Nu, să fie că-i tânăr. Dar ce folos ai tu de asta? Păi am, că mă mândresc, că am cu ce mi-te flăcău, voi nici și deștept. Iote, că nu ești tu chiar așa de prost, dar tot negustor prost ești. Tu nu știi să-l auzi decât marfa care nu ai de vânzare. Da, ce vrei, spui că nu-i marfă bună. Îi zice cineva ceva bună. Cheamă mie că ai ieșit așa o marfă dintr-unul ca tine. Păi bine, mă, tu nu se aduce aminte cum eram când am deschis noi prăvăliile aici. Ce vorbește? Ai un pârlit de negustor și asta e tot ce te pui tu alături cu așa o floare de băiat ca Ionel. Pârlit de negustor? A avut un noroc că eram prieteni, că... Să arătam eu ție. Ai și ce era să arăți? Era să arăți. Ai mai spus-o de multe ori așa o prostie. Ai și ce foloseam tu dacă mi-ai pus acolo câteva coarne? Eu tot cu nevastă frumoasă rămâneau. Mai bine te-ai gândit că nevastă ta geroasă cum era să întoarce în groapă de câte ori te aude că zici așa o prostie. Și de atâtea ori o zici că trebuie să fii așa un sărac ca ventilator. Ce vorbești?
Cine a ajuns ventilatorul? Ah, nu te speria că nu-ți face concurență. Ce poftești? Ce poftesc? Poftesc un calup de supon. Ce vorbești? Ce să faci tu cu supon? Ce te speri așa? Crezi că am să mă spânzăr? Și dacă să te spânzăr, crezi că eu pierd ceva? Și chiar dacă am să mă spânzăr, deși te-ai speriat așa? Eu am crezut că vrei să te speri. Cu așa un nebun nici nu poți vorbi serios. Mă rog, îmi dai supun ori nu-mi dai? Supun? Vrei supun? N-am supun, cumpără de la Tachi. Nu, no, nu, no, al meu nu-i. Ce vorbești, mă, să te cumpără de la Erițic, ascultă ce spun eu. Are așa un supun fain, poți să spui ruhălei că poate să dea pe obraz cu el ca și cu o cremă. Ai tăi, băi, supun, omule. Ce ești dobitul, băi, Tachi? Așa să aibă el bine dacă a venit pentru supun. Parcă eu nu știu ce caută el. Ei, n-a venit. Auzi? N-a venit! E și ce dacă n-a venit? Mm-hmm. Ce țipi așa? N-ai decât să nu vii! Cine să vie? E nebun! El crede că eu vreau să văd dacă a venit fiică sa. Ei, n-a venit foarte bine. Ia te poftesc-o foarte bine, foarte rău! Ei, na, foarte rău! Acum ești mulțumit? Și mă rog, de ce te super dacă mă interesezi? Ce? N-am voie? De ce eu n-am băiat însurat? Pentru ștrur? Ai înțeles acum, pentru ștrul, așa unul care se cheamă băiat din surat pentru fata mea. E, mă rog, fata mea a învățat academie. Poți să-mi spui tu ce cultură l-ai învățat? L-am învățat eu pe ștrul așa o cultură? Cum l-a învățat fata ta? Câștigă la un vagon de grău că nu câștigă Cristescu la 5 procese. Și cultură mai vrei? Dobitocule, asta e cultură, să învețe mai întâi să umble cu săpunul și pe urmă să vorbească de cultură. Tu nu vezi că n-a purtat guler în viața lui? Așa o cultură fără guler, să te speli tu pe cap cu ea și la urmă ori veneam săpun și tu te dracului și lasă-mă bani. Nu se poate să vorbească liniștiți doi ovrei ca noi? Ovrei? Cine sunt ovrei? Cum cine? Eu și cu tine. Cine vrei să fie? Tu ovrei? Eu te tăi la el. Tu nu ești ovrei, mă. Tu ești un jidan scârbos, du-te dracului. Eho! Și vorbește mai încet că mă duc. Ce țepe așa? Ai să adun toată mahalaua. Vă să zic că n-ai supun. N-am, poate că să adun la toamnă și peste iarnă să te speri de câte ori vrei. E nebun! Ce să mai vorbesc degeaba cu el? Bună ziua! Bună ziua! Ce te superi de pomana dracului? Dar cum să nu mă supăr? Și pe mă rog ce crede el. Dacă ștrul și-a pus patru dinți de aur în față, am stăcat în genunchi în fața lui, auzi cine vorbește de cultură. Este Tirichijiu care s-a lăsat de meserie, fiindcă a fost odată idiot și a căzut de pe casă și a frânt un ciolan. Acum de când vinde cereale vorbește de cultură și vrea să-i dea o fata lui ștru. Și atâta supărare. Așa ce atâta de supărare, apoi tu ești mai dobitor ca el. Deci să nu umple acum după fete subțiri, fiindcă a câștigat la cereale. Să ia băgarul pe fetița lui Leibovici și pe scarul, că a lăsat-o cu copil. Dacă eu vrei să fii ovrei cinstit, să ție de copilul lui. Asta era, păi nu știa. Apoi tu ce știi? Și așa un copil frumos, săracu, și râde și dă din mânuțe și nu-i de păcătos, nu-i bea doar o chiță. Așa un om, așa un om cu așa o inimă, nu-i nici ovrei, nici creștin, nici turc, îi câine. Dar unde ai fost, flăcă? Din dos pe bancă, m-am uitat la tren. E frumos, nu? Așa o frumusețe când trece trenul, te apuc așa un chef să te faci milionar. Da, să așa numai că eu am chef totdeauna să fiu milionar, nu numai când mă uit la tren. Dumneata, nu? Ai, și să mai vorbim degeaba, când ești catâr, ai fi foarte fericit să fii cal. Greu să te gândești să ajungi aeroplan. Eu și cu tatăl tău ne uităm după tren și oftăm. Tu te plimbi cu el? Nu-i tot una? Da, capra sare masa, iada sare casa. Da, dar tu vrei să sară capra peste casă. Atunci ce se face iada? Aeroplan. Tocmai ce spun și eu. Tată, ia, du-te, te îmbracă. Dar și nu se îmbracă. Ei, ba, tata, nu-mi place cum ești îmbrăcat. Ai haine berechit, poți să umbli mai curat, nu? Când trăia mama, umblai mai altfel. Așa, bine faci, bine faci, adi aminte, faci o concurență teribilă lui Matei care cerșește pe podul pescării. Ia, lasă-mă, pașii, bă, că nici tu nu umbli mai curat. Hai, de ce să umbli curat? Da, așteptă-te să fie fata, să vezi curățenie. Ce vrei să fie rușine cu un tată ca mine? Da, și la ficior, e rușine cu un tată ca mine? Păi, cum să nu fie rușine? Eu te la așa o floare de flăcău și o te la tine. Parcă ești adunat de la gunoi. Vorba lungă, tată, hai, du-te de te îmbracă. Ei, te cumpărușește, bă, țâncule. Tu m-ai făcut pe mine sau te-am făcut pe tine? Asta a fost odată, acum gata, suntem făcuți amândoi. Bravo, bravo, bravo. Ei, hai, du-te, dacă am eu, da. Te rog eu să te duci să te îmbraci, avem motivele mele. Asta e altceva. Ai dreptate, că mă gândeam că-ți cam onoasă-ți pantaloni ăștia, tocmai vreau să-i schimb. Tot schimb, te îmbraci de sus și până jos. Păi da, nu s-ar putea ști. Ei, am eu motivele mele, hai, dar... Ei, eu te baba safta, eu dorm și nu mai trebuie să știi că losule că te ia mama dracului. Am tache. Strafide ai? Am 128 kg. O, scumpi foc, maică, nu poți să dau atâtea parale pentru o pustie de colibă. Păi nu pot mai ieftin, babă, ia ca șarcă și dumneata alături.
Jupâne? Jupâne? Ei, mie, ce vrei să pun, n-am să pun. Nu, strafide. A, cât? O jumătate de chilă pentru o colivă. Ce vorba ești, să faci colivă de pe acolo? Pomană, maică, pomană. Da, dar eu nu dau de pomană. Știu, maică, știu, dar poate lăși mai ieftin. Mai ieftin decât cine mai ieftin? E, decât domn Tachea ăsta. Dar s-o mai scumpi și el, parcă n-ar fi suflet de creștin. E bine că am ajuns eu ce te făceai dumneata altfel. E, și cât ți-a cerut Tachea? 120 avere, maică. Ce vorbești așa de ieftin, de unde a scos el așa un preț? Să știi că sunt falșe. Eu nu pot să le dau fără 140. Hai, 120, că nu vreau să mă mai întorc. Așa să am eu bine dacă pot mai jos de 140. N-am făcut nicio afacere. Dar turcul de ce nu ține strafide? Întreabă pe turc. El dă ieftin săracul. Bun, suflet de creștin. Ce să-i faci dacă Dumnezeu n-a vrut să ne facă turci pe toți? Da, bomboane n-ai, maică? Asta ține numai cadere, așa e în boiara, ce ține iar nu ținem noi. Așa? Așa. Da, de ce n-ai vrut să-i vinzi? Știu că ai același prețuri ca tata, da? Așa facem aici poție de creenți pentru un fleac de 5 parale. În mahalaua asta n-avem prevălie decât noi doi. De la el cumpără creștinii și de la mine o vrei. Cine nu-i nici creștin, nici o vrei, cearcă pe unde poate. Ca scăcit asta de favor, ca scăr bostul cera de ei. Ca așa niște clienți, poți să-i dai dracului, că nici noi nu sărăcim, nici dracul nu câștigă. Pa! Ce vorbești? Așa o surpriză, așa o surpriză! E asta sau că se poate să-i zici o surpriză? Papa, și nu mă sărut! Se te sărut cum se te sărut? Mi-e și mașină se te sărut așa prost îmbrăcat cum sunt, așa o cucoană ca tine? Mă duc să mă îmbrac ca să am curaj! Haide, lasă, cu te iert în braș după aceea! Hai, sărută-mă! Unde-i maică ta să te vadă? Papa! Mă rog, sunt eu așa un dobitoc, ori frumoasă de albinele? Ei, frumoasă de albinele, are! Voi, nu-l înțeleg să-mi facă tata complimente că nu m-a văzut de 2 ani, dar tu? Ce vorbești? Complimente, astea nu sunt complimente, ești așa de frumoasă, așa de frumoasă, ești mai frumoasă decât era maică ta când eram eu logodit cu ea. Papa. Mai frumoasă și era așa de frumoasă când nu era alta mai frumoasă ca ea. Și așa un copil la mine, o fată așa frumoasă, spui, tu ești a mea, a mea, chiar a mea. Un ovrei bătrân și urât ca mine are o fată așa de frumoasă, un binegustor care vine de măslină într-o mahala, a făcut așa o frumusețe, așa o comoară, așa o comoară. Apoi atunci se milionar, gata, capra s-a făcut aeroplan, aeroplan s-a făcut, aeroplan s-a făcut. Ce înseamnă asta? Hai, hai să vadă și păcătosul acela de Tachi și cadâri. Tata vine numai decât. Ce mai face, moș? Ce să facă, doarme, ce grijă are. Tot nu s-a însurat? Așa un păcătos în soare, da. Să nu-i zici de asta nimic, asta este mare durere la inima lui. Provos este, ca un trandafir de la Eniobă, promos, Ananiche înapoi venit. Dai voie, Cadir, sărutam, Ananiche. Ananiche a ta, moș, Cadir, i-a fost dor de tine, n-ai uitat-o, spune. Uitat, Ananiche la inima, la casa sinut, cum sinut, Coran. Stapata i-a închebretul făcut, stapata așa frumos, alalbre, stasore de la casa, stasore de la inima bătrânii sunt, numai Cadâr sungurit. Nu-și Cadâr, ai să mă fac să plâng. Stă mână de la lac, stă comoră de la lac. Ananiche, iubește-mi puțin, moșii Cadâr, bătrân, viața râde puțin. Da, te iubesc, moș Cadâr, te iubesc mult. Apoi, de ce crezi că am venit eu aici? Să mai dai coșulețul meu cu bomboane. Unde-i coșulețul meu cu bomboane? Pobre, de la inima, da. Ananiche, iubește-mi puțin, moșii Cadâr, bătrân, suflet am. Tot suflet am, moșii Cadâr, la Ananiche. Așa micus plecat, așa frumos întors. Halal i-a închebre, în gradina lui Ialah, bun gradinar fost, ma. Hei, mene, Tache! Ana, măi, Ianche, asta nu-i fata ta cum nu-i a mea. Nu ți-am spus eu? Și eu am zis tot așa, nici eu nu cred deloc, dar ce vreau cum să facem numai noi amândoi când toți ceilalți zic că e a mea. Bă, fată, bă, bă, frumoasă, te-ai mai făcut. Ce
știu să fac nume tache, am crescut, era și vremea. Ce să faci acum, păcătos, ai stat de tată cu tine? Știu ce să fac dacă n-am putut să am o fată slută, mă mulțumesc și cu una frumoasă. Nu știi tu că n-ai pâine, mănânci cozonac. Nenorocire ce vrei, acum trebuie să întocmesc toți jandarmii din târg să-mi păsească casa ca pe Banca Națională. Lasă că se păzește singură, papa. Dar ce e, să feică o casă de bani? Întocmai. Grijă, dar eu tot zic să fac niște obloane mai tare, poate că tot nu ești așa de safel. Nu, e foarte safel. Ce vorbești, ai încercat? Mai mult, atunci poți să las casa așa cum este. Da, las-o așa, numai să vopsești. Ai poftim, nu ți-am spus? Nu, eu ți-am spus ție. Băi, o rămas vorba să le vopsim după gustul vostru. Albă, papa. Albă, da. Mm-hmm. M-am două la fel de albă? Exact, practic, curat. Vesel și frumos. M-aș să-ți învăța voi la școală? Nu te mai mira și fă cum spunem noi. Eu am să fac, dar tot am să mă mir. Lasă că mai vorbim. Acum mă duc puțin în casă. Sper că nu s-a schimbat nimic pe acolo, papa. Ce să se schimbe? Toate au împătrânit de două ori. Cât era și fiindcă te-ai făcut și tu de două ori mai frumoasă, o să se pară de 200 de ori mai urâte. Încolo, totul e cum știi. Da, nu-ți mai dau voie să-mi iei papucii, că i-am renovat cu pingere noi, te rog. Stai, mă gândi la șpacie. Frumoasă fata ai făcut, strașnic îmi place. Bă, păi să vei îngurie, tu zici că-ți place ca să crede că nu-ți place. Nu, îți place. A, iote și domnul ventilator. Ce poftești, mata, domnul ventilator? Mă rog, și mă iei tu așa pe mine. Și sunt eu? Tu ești ventilator. E acu gata. Ai auzit că a venit? Eh? A venit? E și ce dacă a venit și-mi pasă mie? Cum ce-ți pasă, zic, ce vorbești prostii, ți-i cumpăr un săpun patent, adus tache de la Galați un săpun ceva teribil, faci ce vrei cu el, poți să-l și mănânci. Cred că dacă te mănânci două calupuri, crește și un guler la gât. Cu o lată de săpun faci din ștrul cel mai prima întâi băiat din surat, zăuițic. Ce tot, ițic, 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 ce tot am scoiețic? Te-am rugat să-mi zici Ilie! Ce râneți, ce râneți? Când eram tinichiziu, putea să mă cheme și Ițic. Dar de când fac comerț de cereale, de când vând grău, popușoi și ovăz, nu se poate. Dacă m-ar chema Ițic, îndată ar ghiși oamenii că s-o vrei. Așa, nu ghicez. Când te strângă Ilie! Ah. Uitați-vă la el că e așa un mare dobitoc. El crede că dacă zic măgarului oaie, nu ne cheasă tot ca măgarii. Uncle, ce vorbești? Așa o fată frumoasă ai făcut tu, mă, Ianchi. Dar cine crezi că a făcut-o, Franz Josef? Bună ziua, domnule Ițic! Bine ai venit, Ancă! Acum nu te super că ți-a zis Ițic. Așa o gură frumoasă poate să spui cum poftește, tot muzică. Un frumos compliment. Ce să-i faci când vezi așa o frumusețe, cânti fără să vrei? Și tu adică nu vrei să cânti deloc. De ce ești păcătos? Pentru de ce să vreau? Știi tu pentru de ce? Ce vrei să-i spun? Eu îi spun. Și dacă îi spui, ce crezi că mi-e rușine? Dar ce e? Nu vrei să te măriți? Are așa un juvaier de băiat cum nu s-a mai pomenit pe fața pământului. Cu minte și rotnic ceva teribil. Numai că s-a uitat peste gard la fata lui Leibovici și a și făcut un copil. Ei, să știi că acum chiar mă supăr. Nu te cred. Să știi că plec. Nu te cred. Ești un dobitoc. Nici nu te cred. Ițica, cu te cred, dar să nu te întorci, că te ia mama dracului. Dar ce te-ai supărat dumneata așa de tare pe el? Nu, iote-te la el. Iote ce econom calcă. Și el crede că am stat pe Dumnezeu cu un picior, dacă să am așa niște nepoți ca el. Și că el nu-i nimic, să-l vezi pe ștul. Îți închipui tu ce sionist a ieșit dintr-un galițian și o spaniolă ca rohălă. Mă rog, are parare? Și dacă are parare, ai să faci copii cu paralele lui? Mă rog, frate, numai decât să te măriți cu el. Da, și de ce nu? Apoi așa de târziu îți spui trebuie atunci să te trimit la altă școală, fiindcă una care vrea să se mărite cu ștul, trebuie numai decât să aibă capital. Și să învețe ca să deschide imediat o fabrică de săpun și una de parfumerie. Săracul de nu el. Săracul de el. Săracul de cine-i lângă el. Când era tinichigiu, tot mai mergea pe semne că se spăla cu apă tare. Dar acum, de când vinde cereale, a căpătat un miros foarte agricoltor. Vă văd că nu-i chip să ajung femeie bogată? De hai să soape plac și să-l trimit la plimbare. Abici să-l trimit la plimbare? Mai bine plimbă de după el. Dar să-ți cumperi un răcitor și să-l ții la răcoare. Nu, nu-l iau pentru că nu-ți place ție. Cum să-mi caut și eu un alt bărbat? E, lasă, nu-ți mai căuta, tu că-ți caut eu când s-a venit vremea. Lasă că-mi caut eu, e mai simplu și mai sigur. Zau și o să nu niciun fel de comision la afacerea asta? Ba da,
niște nepoți. E, păi v-a zis bine, Ianca, este e cel mai bun comision, băi. Ascultă, băi, dobitoacule, nu-i mai bate în strună, că să te ferească Dumnezeu să te auzi când o vorbă, când a fi să se soare băiatul tău. Ha, nu să-l auzi. Nu mai spune flăcău. Dar desigur, dar de ce rost ar avea să te amesteci dumneata? Că doar nu dumneata de însor, nu? Însor eu. Băi, da. Și cine poate să-mi cunoască interesul mai bine ca mine? Firește. Da. Tocmai așa i-am spus și eu, tati. Și eu. Da, i-ați spus așa, dar ați făcut cum au vrut ei, nu? Noi facem cum vrem noi. Dacă voia să vă ascultăm cum ziceți, trebuia să ne faceți acum 200 de ani, nu acum. E, Vestache și Dobit, tot ce am pus amândoi, eu ți-am spus să-i facem acum 200 de ani și n-ai vrut. Dumneata glumești, dar Ana are dreptate. Păi ce Dumnezeu, suntem oameni moderni, nu se mai încurcăm de fleacuri? Da, chiar auzi, fleacurile noi suntem. Ei, nu dumneavoastră, dar pretențiile astea pe care le aveți ca să ne alegeți nevestelor bărbații, nu? Înțeleg să nu ne căsătorim fără voia dumneavoastră, să ne dați un sfat, dacă e nevoie, dar atâta. Atunci și nevoie mai aveți de părinți, bă, legați-le câte o piatră de gât și dați-le pe gârlă. Nu-i așa, tată, părinții au și ei rostul lor. Ce vorba e și care, mă rog? Păi, întâi și întâi să ne fac. Ce vorba ești, așa niște copii moderni ca voi, ar trebui să se facă singuri. Ar fi foarte comod și pentru noi. Azi, parcă de dragul nostru ne-ați făcut. Ana, Ana, du-te în casă că conversația a început să fie prea modernă pentru o fată. Nu-i nevoie, papa, am auzit eu altele mai moderne de ce. Atunci mi se pare mie că nu ești chiar așa de safe, cum ziceai tu. Ba da, poate tocmai de aceea sunt așa de safe. Curios, și mă rog, safeul ăsta are tot două ochii, ca și celelalte? Tocmai. Și le țipam în două la tine? Și de ce nu? Ce te faci dacă le pierzi? Ei, vezi, tocmai asta nu le pierd. Așa, o fată frumoasă ca tine poate să piardă și o dusină întreagă. Ce te miri? Eu zic că e mai bine să lași una la mine. Eu sunt bătrân și cu mai multă grijă. Nu o să ai mai multă grijă de mine decât am eu, papa. Copii moderne ai vrut, copii moderne ai. Azi, că așa am vorbit și eu. Tocmai asta voiam să zic și eu, mă copii, toți am fost odată moderni. Că și eu eram teribil de modern. Dar cum a țipat odată tata, acum am uitat că sunt modern. Chiar așa? E, da, da, eu nu cred că ar fi nimerit procedeul ăsta, nu? Cu oameni ca noi. Lasă să vorbească și pe Ana. Și pe Ana lasă să vorbească tot așa. Că așa trebuie să vorbească un om tânăr. Așa se cade. Și așa e frumos. A, bun. Vă să zic că recunosc și dumneavoastră. Recunosc? De ce să nu recunosc? Crezi că pierd ceva dacă recunosc? Nu pierd nimic. Păi asta spunem și noi că... Da, 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 credeți că voi câștigați? E bine, nu câștigați nimic. Vedeți, voi copii, omul tânăr trebuie să creadă că poate orice. Și că tot ce face el este așa de bun, că nimeni nu poate face ca el. Tinerețea are așa o frumusețe pe dinăuntru, că mare păcat ar fi de n-ar putea să o sfârle și pe din afară. Ați auzit voi de ochelari de vacă? N-ați auzit? Să vă spun eu că eu am auzit. Ăsta e așa un obicei pe unde se face brânză de Olandă. Nu știu ce țară o fi pe acolo. Nu râdesc eu spros, de unde vreți să știu eu. Și ascultă ce spun. Acolo pe la august, când începe iarba de se îngălbinește, vacile nu mai au poftă de mâncare și dau lapte puțin. Și atunci cine are vaci le pune așa un fel de ochelari verzi, că le arată așa o iarbă verde, de tot că șurte e primăvară. Și vacile mănâncă cu poftă și dau brânză multă. Vezi? Așa face și Dumnezeu cu oamenii tineri. Și fiindcă au așa niște ochelari de tinerețe, îi se pare că tot e frumos și bun. Dar noi că suntem mai bătrâni, mai tragem pe șfară pe Dumnezeu. Că am învățat așa un vicleșug, că ne uităm peste ochelari. Ai, ce să fie de peste ochelari, să nu mă întrebi. Aceste amărăți de pomană. Ai să vezi tu la vremea ta. Lăsați-ne acum să avem noi grijă de voi, că nu vă suntem dușmani. Ia că Tache nu spune nicio vorbă, stă cu gura căscată ca o ciupotă ruptă. Dar și el face ca mine, că dacă Ana zice că se mărite singură, lasă zică ea. Să dea Dumnezeu să fie așa, dar eu știu că tot eu am să mărit și m-am gândit. Și am socotit și am vorbit. Și am întrebat și pe unul și pe altul. Dar pe mine, nu mă întrebi? Pe tine? De ce să te întrebi pe tine? Dar ce ai făcut-o tu? Dumneata ai făcut-o, dar pentru cine ai făcut-o? Dar de unde vrei să știu eu pentru cine am făcut-o? Da, eu știu. E bravo și mă rog pentru cine am făcut-o? Pentru mine. A, așa o lăutate și eu de ce serios vorbește, chiar îți vine să-l crezi. Apoi pot să mă crezi. E, vezi, măi, dobitocule, ce spuneai tu că n-are să afle, el tot află. Asta-i stăiolea că voi, omule, ți-ți vine să râzi, dar aici iese cu bucluc. Ha, niciun bucluc, tată, e foarte simplu. Noi am hotărât să ne căsătorim. E! Ha! Comedie. Dar cum se poate să vă gândiți la o așa prostie? De ce prostie, papa? E foarte logic. O fi el cum zici tu, dar tot prostie se cheamă. E!
Ți-am spus că ai să pierzi cheile, eu de că le-ai pierdut. Nu le-am pierdut deloc, sunt la mine și stau în mâini foarte bune. Ia stai, stai, băi, băi. E un șetișor ca și lucru dracului. Dar de ce, nene tache? Eu de ce întreabă, dar asta nu se poate. De ce? De ce? Spune. De ce? Nu se poate. Dar nu se poate deloc, dar deloc, știi? Papa, te rog, gândește. Dar nu mă gândesc deloc. De ce să mă gândesc? Eu trebuie să mai mă gândesc. Vorbește și tu, dobitocule, că mie mi s-au tăiat picioarele. Iote, domnule, ce bucurie pe capul nostru pe ziua de azi. Ascultă-mă. Nu ascult. Ei, dar trebuie să mă ascult. Nu ascult, ascultă, dobitocule, ăsta de tache dacă poftește. Eu nu poftesc deloc. Ce să ascult, bă, aia ți-ai de ascultat? Bine, oameni, Dumnezeu, spuneți-ne care-i pricina. Dar bine, băi, copii, dar asta e o treabă la care nu m-aș fi gândit niciodată. Să mă fi tăiat și nu m-aș fi gândit. Ei, și? Cum ești? Nu ne-am gândit! Cum să facem așa o negustorie la care nu ne-am gândit? Înseamnă că nu era de făcut! Ei bine, astea sunt... Începe să faceți și dumneavoastră ca toți părinții! Și asta e o rușine? Dar și nu suntem părinți? E o greșeală care nu rezolvă nimic! De hatârul chefurilor și nazurilor ce faceți, nu o să ne ucidem noi viața noastră scurt. Dar vorbești și tu ceva, dobitocule, n-au și vorbești tu, drazla ta, chefuri și nazuri și ucide și mă rog două palme. E gata, gata, destul, nu mai discutăm. Nu mai discutăm. Da, deci să nu discutăm. Papa, am zis gata. Ionel, încheiem discuția. Se vede că am nimerit-o prost. E bravo, vezi așa. E destul. Vorbim altă dată când se liniște lucrurile. Eu zic să așteptăm să se liniștească așa de mult ca să nu mai vorbim deloc. Bine, papa, mie nu-mi place să vorbești cu mine așa, să știi că dacă mă mai superi, mâine plec înapoi la București. Ha, bravo, o să mai fie o surpriză, deci să nu fie. Dacă mai e rezervă vreuna, scoate și pe aceea. Haide, Ionel, în grădina. Mai spune ceva, tot ea s-a supărat. Asta e ca maică sa, îți dă cu parul în cap și pe urmă plânge și te face dobitoc că ai stat în dreptul parului. Și să zic, am așa un noroc pe ziua de azi că vine să-i dau de lucru lui Ștefia de la morga spitalului. Stai să vedem, căutăm, să chipzuim. Ce să mai vezi, n-ai văzut? Ce să mai chipzuiești? Ai ceva de chipzuit? Chipzuim, Ian Chepri, chipzuim, mă. Chipzuim, mă. Bine că ai deschis și tu gura odată. Cadere, noi știm, vorbeștem. Cadere, știm, audem, vedem. Cadere, puțin, vorbeștem. Ian Chepri, mult vorbeștem. Adunăm și dăm idou. Du-te la dracii tăi turcești și de aici vei să câștigi. Iar ai venit ce poftești. Tu o să pun, nu mai vând. Am închis prăvăria. Știu? Ce știi, mă rog? Că ai închis prăvăria. Și de ce te superi? Dar nu mă supăr deloc, domnul de vești, nu că mă supăr. Și tu ce stai așa cu un prost aici? Nu te întregnă să vezi și acolo. Dai să nu te-ai pus să spui vătostie, că apoi nu te speri de mine cu toată apa pârlatului. Și tu unde pleci? Trebuie să mă las singur aici. Cadir la cantar mergem. Allah dat la cadir cantar. Sta lucru la cantar de la Allah. Trebuiam chipzuim. Da, nu vorba mult vorbim cum Ianche vorbim. Sa mult gandim cum cadir gandim. Bine, bine, du-te dracului și tu și la anul când e terminat să poftesc să-mi spui ce ai gândit. Spune-mi la anul. Mă rog, ce s-a întâmplat? Dar ce vrei să se întâmple? Nu s-a întâmplat nimic. Așa? Și te privește pe tine ce s-a întâmplat dacă s-a întâmplat ceva? Am spus eu că mă privești? Atunci de ce întrebi? Și de ce să nu întreb? Ce costă parale? Cu atât mai bine dacă nu s-a întâmplat nimic. Și acum ce faci? Ce șchior nu vezi, mă plimb. E, și pe urmă i-o dai? Ce să dau? Fata s-o dai. Și ești nebun cu ce o dau? Lui Ionel! Nu dau nimic, ce trebuie să dau numai decât. Dar ce asta este fata, să dau eu, se duce singură dacă poftește. Ce să duce? Tu ești nebun cum să se ducă dacă nu-i dau eu voie. Foarte bine! De ce foarte bine? Foarte rău, ce adică tu crezi că am să dau lui ștrul al tău? Spus eu să dai? Da, poți să spui cât poftești și tot nu o dau. Lui ștrul al tău e de nasul fetii mele, mă.
Și ce? Are să vie un ministru de la București? Sau și de ce nu vii? Să nu vii! Tu nu vezi și de ministru azi? Și chiar dacă n-are să vii, crezi că am să plâng? Așa să aibă el bine cât am să plâng eu. Dar nici nu dau după ministru. Ce un ministru sigur, azi e și mâine nu-i. Și pe urmă, eu vreau să mări după un om de treabă. Și tânăr. Și frumos. Poate vrei să o măriți cu un ofițer? Și de ce să nu mări cu un ofițer? Tocmai cu un ofițer am să mărit. Așa o fată ca ea să mărită cu orice ofițer vrea. Și cu un colonel se poate mărita. Și nu colonel de infanterie, unul de cavalerie. Un colonel de aeroplane, așa să știi tu. Ce se botează? Ce să se boteze, ești de bun? Păi dacă nu se botează, ce face? El creștin și ea ovreică. Așa o calculație faină faci tu. Iotete? Iotete? Tache! Tache! Da, și băi! Nu se poate, Tache, nu se poate, ferească! Că nici vorbă că nu se poate, băi, mi-a spus și Adine! Dar acum chiar că nu se poate, nu se mai poate deloc, dobitocul ăsta de Ințic! A spus așa un adevăr că nici nu mă așteptam da, de la el! Ce a spus? Cum ce a spus? Eu am așa o enervare că am uitat! Ce ai spus? Păi ce se spune că fata este evreică și o necreștină? Așa e, domnule, băi, nu se poate, băi! Nu se mai poate deloc! Ce păcat că nu se poate! Și acum, ce faci? Acum am să zic mersi și am să te rog să te duci acasă, să iei pe rucălă și pe șterul, să veniți aici, ca să vă trimit la toți dracii, fiindcă vă tot vă dau. Ai înțeles? Ai pleacă de aici! Frumos vorbești! Foarte frumos, acum sunt enervat teribil și te rog să te dezinfectezi de aici. Să știi una! Dacă te scap cu așa vorbe din mahala, apă nu-l mai las eu pe strol să o iei pe fata ta! Așa să știi! Ferească Dumnezeu de una ca asta, că mă găsiți spânzurat de gardul lui Leibovici! Ce facem acum, băi, omule? Nu da de umeri, gândește bine și spune că ai și somn fundat, amândoi copiii sunt porniți să facă nebunii mari. Tinerețea nu se mai gândește la nimic, ea își vede de o furlie. Nu-i pasă nici de oameni, nici de întâmplări, nici de Dumnezeu. Știu că nu se poate, lasă-mi de voi să-l căutăm. Atâta avem și noi pe lumea asta și ar fi păcat, măi frate, măi, mare păcat, ar poate mai mare. N-ai terminat, tata? Ba da, flăcăule. Atunci vină încoace să vorbim mai departe. Tu duci stai aici și le pomenești că dai drumul la vreo prostie. Ionel vorbește aici că sunt și eu. Tocmai de aceea, eu nu vreau să vorbesc cu dumneata, vreau să vorbesc cu tata, nu? Haide, frate. Spune aici, băi, nu-i tot una. Ba da, dar nu-mi place să se amestece nimeni în vorba noastră. Pe mine mă cheamă nimeni. Bine, iute că nimeni mă cheamă. Ia, stai, coleșe, spune. Tată, cum ți-am spus, eu nu vreau să-ți fac nicio supărare, dar să nu mă silești să ți-o fac. Dacă nu vrei, n-o faci. Dar nu vorbesc cu dumneata. Bine, măi băiete, dar cum te silesc eu? Nu trebuie să te încăpățânezi. Da. Bine că ne încăpățânăm numai noi. Iar? E, flăcăule, dar tu nu vezi că lumea asta e prost croită, bre, și să uită urât la lucrurile astea. Bine, tată, dar eu cu lumea mă însor. Păi nu, dragă, tată, dar trebuie să trăiești din ea. Și să ai un mic beneficiu de la ea? Dacă continui, să știi că plec. Tată, cu tine vorbesc. Mie îmi trebuie aprobarea ta. Ce vorbești, dar pe mine nu mă întreb? Nu! Îmi pare bine că nu mă întreb, că atunci am să te întreb eu ceva. Ce ai să te faci dacă aveți copii? Răspunde, dacă ar fi fete, hai să zicem că nu prea să bagă de seamă. Da, dacă-s băieți? Aici are dreptate, băi, tată dragă. Da, dacă nu avem copii, tată. Vede-vă că aici are el dreptate. Ce vorbești? Iată nevastă mea, dacă nu murea în 30 de ani, făcea 35 de copii. Asta-i neam de iepuri, cum să n-ai bani la copii. Lasă-l, domnule, să spui. Dar de ce să vorbească rău de Ana? Dar nu e vorba de Ana, aici e vorba de mine. Parcă să faci copii singuri. Dar înțelege că nu vorbesc cu dumneata. E bun, atunci să vede că iei pe fata lui Leibon. N-are nicio importanță pe cine iau. E bravo, mersi pentru Ana. Lasă-l, mă, Ianchiu. Lasă cu lasă, ce să nu las. Dacă ia pe fata lui Leibovici și mă interesează pe mine. Asta era să spun și eu. În orice caz este clar un lucru. Din ce ai spus până astăzi, se vede că ții la aceea pe care vreau eu să o iau, tot atât cât ții la fata lui Leibovici. E bravo, așa un cavaler zic și eu, dacă scuip, pe inima mea de tată scuip și pe mormântul nevestii. Mai vezi, n-ai vreun mic revolver pe buzunar și gata. Dar cum vrei să spun altfel când eu tremur tot aici și dumnealui mai găsește și loc de glumă?
Dar v-ați gândit cum v-ar veni de azi rămâne fără noi? Tată, nu să vorbești prostii! Tată, vreau să știu ultimul tău cuvânt. Măi, flăcăl. Dacă e așa, mă spun spui o prostie, coste, coste scump. Mai degrabă ia seama să nu te coste mai scump înțelepciunea asta dumitale. Da, Zoianchi, ia stai, băi. Stai să vedem, să căutăm, să amânăm. Nu, tată, nu e timp de nicio amânare. E da ori nu. Dacă ia seama și la urmă, dacă nu vreau eu, ce o să se întâmple? Că nu vreau și gata, să mă scutiți pe mine cu amenințările voastre. Vă vin și o să plecați și dacă nu vă înțelegeți și vă despărțiți și fata vine înapoi și ne arată lumea cu degetul, nimic! Nu vreau și gata. Ce nu vrei, papa? Dar nu m-ai întrebat degeaba. Și tu bine ce nu vreau. Și de ce, papa? Pentru că asta este o așa prostie, că avem să ne mușcăm degetele cu toții, dacă o să fim așa de dobitoți, să o facem. Dar cine devine, papa, dacă nu se poate schimba nimic? Pentru că nu se poate schimba nimic. Cine-i de vină? Acum și așa spui că eu, nu? Nu numai dumneata. Și nenea ta, Chie. Eu? Da. Eu? Ce? Lucrurile au venit firești, fără să le silească nimeni. Poate să ne mai despartă pe noi faptul că eu sunt ovreică și el creștin? Da, eu nu știu ce să-ți mai spun ca să te fac să înțelegi că nu se poate. Că nu se cade. Și să mă ia dracu dacă nu mai știu ce să spun. Am ajuns pe dobitoc ca dobitocul ăsta de tache. Ce ai să faci? Ce ai să faci cu copiii? Asta te îngrijește, uite, facem un băiat și o fată, nu? Doi băieți și două fete. Mersi și fetele tot mie o să mi le dați. Dar lasă odată glumele astea pentru numele lui Dumnezeu. E viața copilului dumitale în joc. Uită-te bine la ochii mei, papa. Și dă seama că nu mă joc cu vorbele. Fii bun. Fii așa cum te știu eu, că ești în adâncul inimii tale. Acolo unde nu mai ții jumătate, ești creștin sau evrei. Acolo unde ești numai om. Fii bun și înțelegător și iubitor. Nu ți-aduce fata să-și piardă mintea. Hai, hai, spun o vorbă. Nu mă faceți. Sunt în stat. Știi bine, e trenul la doi pași de aici. Ești un dracului de tren și vrei să glumești cu el? Vrei să știi că nu glumești, papa. Te rog să nu vorbești ca maică, dacă mă supăr, fac fiera la dracului de tren, că toată viața m-a chinuit. Și așa o linie păcătoasă trece tren după tren. Va să zic că nu vrei să răspunzi. Ei, lasă-mă pace că mă duc să mă îmbrac. Ascultă, să știi că dacă mă silesc să-ți răspund, al dracului să fiu, de nu încep să-ți vorbesc și eu de tren. Plângea? Eu nu plâng. Nu știu, noi am crescut strâmb, ori ei. Nu mai înțeleg nimic. Acum ce facem? Plecăm noi, nu? Și ei? Abia acum îmi dau seama cum rămâne. Dacă ei cei mai buni sunt așa ce trebuie să fie ceilalți, Dumnezeule. Și apoi durerea pe care le-am făcut-o. Atunci? Nu știu. Nu știu. Sărac voi copii. Ai auzit, Moș Cadăr? Rău oamenii, rău viață. Și acum ce facem noi? Spune-ne. Moș Cadăr, dumneata ai fost totdeauna cu noi. Spune dacă... Spune-ne. E păcat dragostea noastră. Dacă dragoste este maranichi, păgat nu este. Păgat viața de la om sunguri. Dar ce o să facem noi? Nu știu. Gândește. Cu dragoste la Ananichi gândește. Ananichi, nu plânge. Șteptam. Șteptam de la Allah semnala bun. Nu sungur rămas. Sungur Cadâr rămas. Pagat mare făcut. Și-i sărac Cadâr iubit, poate frumos. Creșitin fost tată de la el. Și Cadâr, frica de fata Creșitin, și lăsat, și suferit, și plâns mult. Om al afara iubire, copac uscat, flori uscat. Om al asungur, casă mic fașam, așa cum casă de la Moș Cadăr este. Flore nu punem, copac nu punem, ala tot geaba. Cum ala câinii la Istanbul, la ulis am rămas. Noapte sungur stam, ochii deschiși, moarte așteptam. Ala femei nu, ala copil nu, nimeni Cadăr nu plângea. Tu, Ionel,
bun la Ananichi. Și azi, și mâine, și până în bătrânim. Iubim tumult la el. Ionel, nu fă așa, Ananichi, planja. Moș Cadâr, n-ai grijă, atât am și eu pe lume. Bun este, Ionel. Allah, inima bună vedem, Allah, inima bună plătește. De ce? Mi s-a părut că aud pe cineva plângând. Cine plânge? Se vede că Ana. Și mă rog, de ce plânge? De ce trebuie să plângă? Fata asta, parcă e maică-sa. Tache! Tache! Ce-i bă? Așa o nenorocire pe capul meu. Du-te, mă rog, ție și vezi ce-i cu fetița mea. Du-te și spune-i să nu mai plângă. Mă rog, ce poftește? Să pornesc și eu? Apoi să ferească Dumnezeu să pornesc și eu, că pe urmă nici dracul nu mă mai oprește și gata. O botez și băia, mă botez și pe mine, o botez și pe maică sau din groapă și pe urmă mă dezbrac și mă duc la tren. No. Și ce nenorocire pe capul meu să am numai fete. Nevastă mea s-a aranjat bine ce-i pasă. Mi-a tântit două fete și a murit, foarte comod. Dar eu ce să fac? Nu pot. Sau nu pot? Dacă s-ar putea, aș lăsa eu să plâng? Măi, Ionel, de ce sunteți voi așa niște oameni și nu pricepeți cum e politica în lume? Ce vreți? Adică ți închipui tu că așa o inimă de câine am eu să zic nu, dacă aș putea să zic da? Și crezi că vreau să-mi nenorocesc fata? Așa crezi tu? Și nu vreau eu să văd fericită? Păi de ce dracu crezi tu că vând eu să pun prost la dobitoci și nu mă îndur să fumez o țigară mai mult pe zi? Ca să am pentru ea. Și poftim. Acum plânge. Și pe tine nu te iubesc? Poți să spui tu că nu te iubesc? Nu ți-aș dau eu ție dacă s-ar putea? Cum să nu ți-o dau dacă te cunosc de când erai mititel și ai făcut de toate pe mâinile mele? Cum să nu ți-o dau? Dar nu pot. Dacă nu pot. Dacă nu mă lasă alții să pot. Ce sunt eu de vin? Așa treabă să fie afurisit. Cine dracu m-a făcut-o vrei? Ce e, Tache? Tot mai plânge? No, s-a liniștit, nu mai plânge, cântă. Cântă? Și înseamnă la tine că s-a liniștit? Asta-i fata măsii. Cântă? Se gândește la tren. Ia, nu mai ce cântă. Facem acum? Da, știu eu, mai fac. Nu mai cânta, Ana. Slavă Domnului. Pe cadă, spune bre și tu o vorbă, tu ești deștept câteodată. Dă-ne un sfat. Ei, am chem resoat ușor, n-am cadâr. La sfat, i-am chem scoltam. Du-te, dracului, ce când și dovește, iară mi-aduce aminte. Nu supăram, Ianche, bre. O vrei, creștin, maomedan, totul. Tu, o vrei, el, creștin, frate este. La voi tot la fel. La fel casa, la fel perete, la fel tot. Numai sugruveala altul este. Așa o fi, dar să fie ea dracului de sugruveala, că pe asta nu spală săpunul lui Tache. Mult voim, ușor spălam. Fașam Ionel Ovrei. E, asta... Ce prostie, nu se poate. Creștinul să rămâie creștin și Ovrei, Ovrei. Cât o fi el de rău câinele de nouă uși, tot mai rău e cățelul
de două religii. Și dacă e vorba de asta, mai ușor ar fi să botez pe Ana, că nu-i mare deosebire. Putezam Ana! Nu-i tot una? Asta nu schimbă nimic, haideți. Potezam ala Ionel Ovrei, dore la inima la Tache. Potezam Ana Creșitin, dore la inima la Ianche. Haide, dore la fel, inima la Tosi. Potezam amândouă copiii, maomedane. Ia, lasă-mă! Nici asta nu place. Nimic nu place. Numai lacrimii la copii place. Iată-și dracului din gură. Iar cântă, cântă. Frumos cântam, cu lacrima cântam. Ianchi, sculta. Ana, bine cantam. Și Ionel, frumos cantam. Ei, da, da, vezi, ea cântă din pian și el din gură. De ce nu văd ei singur că nu se poate? De ce? Ala tot la fel, Ianchi Bre. Tot la fel dacă la fel canta. Nu știu. Nu, Ana, nici nu vorbim așa. La tine, tiner, frumos că o plori este. Floare? Am slăbit și m-am ofilit zilele astea de parcă am zăcut de o boală. Nu, Ana, nici inima tare pe așa. Gândim, da. Așteptăm, Moș Cadâr. Trebuie să așteptăm, fiindcă nu ne-a rămas nimic altceva de făcut. Ana Nichi, Moș Cadâr, bine gândit. Lasam patriniște, vorbim cu amândouă la tata patrin. Dacă ele nu-i înțelegeam, atunci voi plecam. Repede plecam, altul nu fac. Bine, Moș Cadâr, ne-am gândit și noi la asta. Sta bun este, sta înțelept este. Da, dar cum? Și cu ce bani? Nu avem nimic. Nici papa n-are să ne dea. Nici din atache n-are să dea banul Ionel atunci? Cadâr, sărac, păcătos Cadâr. Dar dumneata, de ce să ne dai? Ana Nichi, Moșe Cadâr, la tine iubește. Înțeleg, dar nu e datoria dumitale. Ana Nichi, inimă de la Moșe Cadâr. Îți mulțumesc, Moș Cadâr. Dar nu ne gândim noi să luăm bani de la dumneata. Ba luam. Ce Moșe Cadâr dam, trebuie îmi luam. Ești bun, Moș Cadâr. Deocamdată nu poate fi vorba de asta. Să vedem ce face Ionel și dacă îi zbutește să facă ceva. El lucrăm? Caută să găsească ceva. Nenorocirea e că nu și-a terminat încă academia. Îl aștept, dar nu mai am nicio încredere. Bate în mine un pustiu în care mi-am pierdut toată blaga pe care o aveam. Sunt obosită și trupul mi-a obosit și sufletul. Nu, Ana Nichi, stau obosit. Nu lasam, prindam rădășchin. Stau, plori de moarte este. Stau. Ce? N-ai făcut nimic nici acum? Știam eu. Și nu mai ai nicio speranță de nicăieri. Ce e asta, Moș Cadâr? Stăpani, Moș Cadâr, da. Ala banii puțin, Moș Cadâr, patru. Vindem tot și la Ana Nichi dam. Voi copii de la Moș Cadâr este. Nu se poate, Moș Cadâr. Nu pot să încep viața așa, lăsând pe drumuri un om bătrân ca dumneata. Nu, uite, nici Ana nu primește și nici eu las să ține banii. Cadâr, banii înapoi nu luam. Pentru Ana Nichi adunat. Pentru nunta de la Ana Nichi pastrat. Allah, supăram când Cadâr banii înapoi luam. Moș Cadâr, nu putem primi. Moș Cadâr, așa ruga. Așa sfatuim. Lasă-mi patriei să vorbim cu amândouă la tata patriei. La suflet, la Cadâr de la cer, un gând ai venit. Cadâr, la suflet, zâmbește-mi. Nu plângem. Copii, șteptam. Mă, șteptam asta. Iertă, Moș Cadâr. Și el își mai închipie că poate schimba drumul lucrurilor.
Bună seara, nene Iachi. Bună seara. Putem să mâncăm? Da, cred că da, mă duc să văd. Ce iar a plâns? Ce mai este? Nimic. Așa nimic care plânge, eu nu-l înțeleg. Dar tu de ce nu-i spui să nu mai plângă? Dar crezi că nu-i spun? Și de ce nu te ascultă dacă-i spui? Încă m-ar asculta când i-ar da voie lumea să mă asculte în toate. Dar cum așa ceva nu-i posibil, nici nu pot să-i cer să mă asculte. Ai văzut? Ea s-a omorât 8 astăzi? O să iei de vină. Și cine mă rog eu? Soarta. Bine că nu mă cheam așa. Ai, numele se schimbă ușor. Dar ce, e Osiții Tinichigiu? Nu, pentru că acela nu s-ar da în dărât de la nimic pentru copilul lui. Mersi pentru tatăl tău. Și o-ți mulțumesc pentru Ana. Hai să mă tai la gât cu așa un brici ascuțit de vorbă. Ce-ți pasă de vreme ce sângerează alții? Gata, masa, papa. Stai. Stai să fie și dobitor cu cel de tachi. Tachi! Poftă mare, Ștane! Auzi, mă, frate, poftă mare! Acum aud, mulțumesc asemeni! Dar și mai ești poți să mor. Bată-te, mama lui Dumnezeu, iar încep. E hocă, nu m-am gândit la ce te gândești tu. Nu-i spăvești? Ai tras obloanele? Și mă mai întreb degeaba. Nu întreb degeaba, întreb să-mi răspunzi, l-ai tras? De 20 de ani ai scos sufletul cu obloanele astea. Mai bine așa decât să scoată hoții marfa din prăvălie. Și atunci știi bine că le-am uitat din pricina nevestului. Din pricina prostiei l-ai uitat, nu din pricina nevestei. Și nevasta s-a dus și prostia a rămas. Mult îți place să vorbești. Ai vizionat. Așa e omul vădan. Când trăia nevastă, vorbea și ea. Acum trebuie să vorbesc pentru doi. Băi, Anchi. Ce poftești? Eu nu poftez, dar te întreb dacă nu poftești tu la tocan aia să amegă. Știu că îți place. Mă, băgătosule, iar vei să mănânci tu cu umplută. Da, bă, omule. Nu spune minciun, vezi că totul poftești, ai două farfurie în coace. Nu, Iancă. Taci din gură, că acum mă supără și te clipă cuvânt și să-ți pare rău. Ana, pune și lui o bucățică să guste. Dar pune o bucățică mai mare, să guste bine. De ce vrei să-mi dai pe timp să vadă că e bună? Mulțumesc. S-o poți să ne tot așa tocana ne-o dai, nu știi că nu dau pe datorie? Uite că e aici, tată. Vezi, bă? Nu văd, gust. Îți place? Nu, deloc. Așa de ieftin nu vând? Ce mai e acolo? Este sarmale de purșă. Varză? Aha. Ce vorbește, Ana, tu mănânci sarmale cu carne de porc? De ce să nu mănânc? E, atunci adă încoace. Poftim, Ana. Și am zis să o duci la Ana, am zis să adă încoace. Nu se poate că să-ți supără Dumnezeu. E, lasă-mă fi și eu supărat. Am zis că tot supărat. Ma. Nu. Dar plăcintul nu vrei? Nu. Și dacă am să vreau doi colțunași și să vie? Azi să-i dau și gata. Și bine ai să faci. Altceva mai poftești? Eu te-ți vând două mere pe doi struguri ca să nu zici că somn rău și că nu să mă lași în pace. Eu nu înțeleg, papa, de ce nu face masa la olaltă? Așa vorbește, așa o prostie să cade. O vreiu să mănânce la masa lui ovrească și creștină la masa lui creștinească. Și stai tu așa, te doare capul? Nu. Acum ce ai? Nimic. Bine, dacă așa îl cheamă. Vezi, papa, și mai spic alții încep. Dar tu ești supărat. Ce ai înțeles tu? Ionel, ai mâncat? Da. Stai, băi, băiete, de mănâncă și Dumnezeu, de când ai venit acasă, nu mai mănânci nimic. N-am poftă de nimic. Eu te căștelui cu nimic. Păi bine, flăcăule, și fără poftă trebuie să mănânci, că slăbești. Da, eu vreau să am poftă. Are dreptate sau ai slăbit teribil? Ce ai să zici că le-ai un flăcău ca floare, așa cum? Ce să mai vorbim? Faci așa o concurență la lămâile lui Catâr? Ce am să zic, am să-ți mulțumesc. Mai pentru ce? Da, știu, tocmai de aceea. Așa teribil ai ascuțit briciul că îi s-a rupt tață. Bine că-i numai atât, ferească Dumnezeu de mai rău. Și tot bădogănița acolo. Nimic, a glumit. Hai, Dana. Unde vă duci? Aici, pe bancă. La tren. Hai, dar eu mai amărăși, domnititică.
Dar cu ce am mărăs? Ce am zis? Dacă nu-ți dai seama, lași și spui Dumnezeu să te mai înțeleagă. Băi, îi neagră inima în tine, sturie gura ca la o mașină, le trântești cum îți vin. Ce vrei? Nărat de negustor. Asta e, eu nu sunt negustor. Bă, da, dar tu ești negustor prost și eu sunt negustor bun și mă rog ce am zis. Copiii ăștia plâng toată ziua și tu faci haz. Dar ce vrei să fac, să plâng? Eu nu mai pot să plâng. Am plâns destul și mai rău a fost. Eu dacă nu vorbesc, mă otrăvesc. Știu că nu fac bine, dar ce să fac? Ai văzut cum face peștele cu gura în apă? Vorbește în limba lui acolo și vorbește și trage aer în piept și mănâncă odată toate. Așa și la mine vorba. Eu mă gândesc la una și gura spune ce poftește ea. Și azi mai ales s-a redreptat, s-a supărat. E cum să nu se supere după așa o zi ca azi. Tu știi ce a fost la mine acolo? M-am nebunit. Cumpără de 5 parare și te întreabă de 5 lei. Dacă mai fi și mâine așa, poi mine mă pun în vânzare ca placă de gramofon. Deci răspuns. Ce vrei să fac dacă mă întreabă? Păi fac ca mine, nu răspund. Crezi că pot? Ești să nu poți, că e mai ușor. Vezi că habar n-ai cum mai ușor. Mai ușor să tac? Pentru mine mai ușor să vorbești decât să tac. E, păi atunci nu te mai plângi. Aia ție-ți vine ușor că ești blagoslovit de Dumnezeu, ești prost pe din afară, dar ești deștept pe dinăuntru. Dar eu îți deștept pe din afară. Ei, voi, ce faci, amre? Stăm. O copii, ce faci, amre? Să mare dorele. Voi aici la casa liniștiți stăm și boc trașam, copii acolo plângeam. Vă știam, nu ți-am spus, plâng și stau la tren. Noroc că nu mai trece decât un tren până mâine dimineață. Ia închebre, pagat mare faceam, călcam la inima odată, dăm la ei voi, bre. Bria închei, frica gura de la lume avem. A, nu-i vorba numai de asta. Atunci care frică avem? Neamuri de la tine? N-am niciun neam. Atunci care frică este, bre? De la Dumnezeu ala nostru? Da. Și asta și la urmă o nici mă tot întrebe. Ai ajuns judecător? Scultă, bre, Ianche, tu tare supărat dacă fata de la ala alei, Bobisu, paiatul creștinul iubește? Da, dar la dracu, n-au decât să se iubească. Paiatul creștin, bre, fata o frică este. Și-mi pasă mie treaba lor. O vrei de la tine, de la inima? Nu s-o parăm foc? Bun. Dacă Ana, fata de la tine, nu fost. Dacă nevasta a făcut Ana și nu Ianche fost tata. Ea nu mai vorbi degeaba. Ianche, bre, uite tu, ziceam așa. Tache, morte suntem. Ziceam. Și cădări, venim aici la Ianche și spuneam, Ianche, frate, Ana, nu fată de la tine, fată de la tache este. Ești nebun? Ala și știi. Nevasta-l tău tare frumos fost. Tache frumos fost. Tu urit fost. Nevasta-l tău iubit tache. Ia lasă-mă, cadră. Vorbește așa niște prostii că-ți vine să turbezi. O să mor de râs. Nu, râde-mi, Ianche, bre. Răspunde-mi ce faceam. Atunci, fată, jumătate creștin este. Răspunde-mi, mie. Dar nu răspunde, loc, la așa o idioțenie, nu răspunde. Tu plecat, armata a făcut. Nevasta sungur lăsat. Aici tache sungur fost cu nevasta-l tău. Nu întinde gluma, turcule, că mă super. Ia stai, te rog, lasă să vorbească. Știi că-mi place? Dar ce, aici e vorba să-ți placă ție, să-mi placă mie, că aici e vorba de mine. Dar mi se pare că tocmai de mine e vorba aici. Și mă rog, deci te superi, știi că asta e așa un lucru curios. Ai vreun interes să nu vorbească? Nu are decât să vorbesc, poftim. Mersi, e cadera, cu se mai departe, că ne-a dat voie boierul să vorbim de nevasta mea. Spune ce a fost când am făcut eu armată, că e adevăratul, nu era insurat și el era aici. Și ce-ți vorbele ai stepe? Ce dacă era aici? Te poftim să nu țipi. Ori lasă vorbească, ori înțeleg tot și atunci vă dau bun, dracului cu fată. Bun, Ianche, bre. Catâr, asta e frutem, ajungem. Fată, putem marita mă creștin? Așa, mă, cum îmi place cu chestia asta? Mi se spui ce rostau toate buiguierile, dar din noi, tu, putem marita mă creștin? Fată, jumătate creștin este. Răspunde-mi. Ce mă privește pe mine? Mărit-o cu cine vrei. S-o mărită el, poftim, dacă e a lui, ce mă mai întâi pe mine? Bă, cadă, și n-ai mai ce-o trecut prin cadă. Te poftesc pe tine să taci că tu ești mort. Ești nebun. Mă privește cum sunt. În cadă, te rog să spui ce știi, că te nu știi ceva. Liniștește-mi, Ianche, bre. Cadă, nu știm nimic. Atunci ce bănuiești? Cadă, n-ai bănuit nimic? Atunci de ce spui că a fost ceva? Cadă, n-ai spus a fost ceva. Dar poți să știu tu pe Mahomed al tău că n-a fost nimic? Nu. Asta nu. Stai numai tache putem spune, dacă... Acum ce stai? Spune. Ai spus că sunt mort. Mort!
Ascultă, nu vă jucați cu așa un foc 30 de ani, nici nu m-am gândit că s-ar putea să-și acum... Acum îmi vârâți în cap așa o idee că-ți vine să nebunești. E nebunătorul, bătrân, să poate să crezi că așa ceva. Așa nu mă lua pe mine, așa te rog să juri. Să juri pe mormântul nevestii tale și pe mormântul nevestii tale. Jur, poftim. Și chiar dacă a fost ceva, tu ai să juri. Bă, iată, mă uite și mă uit în ei, mă uit cu 30 de ani de prietenie să mă trăsnească Dumnezeu în clipa asta, dacă e adevărat o vorbă. Și chiar dacă ar fi fata lui, tot nu se poate mărita cu el, că-i soră, păcătosule, ia ca așa. Da, i-am chibrit, dar și eu am fost tiner. Da. Nu cu nevasta lui tău, cu nevasta lui. Nu porne altă prostie. Eu cunosc nevasta al tău înainte de tu cunoscut la el. Ești? Știi? Ești? Iubit nevasta al tău și ai iubit la mine înainte, tu bine știi. Da, eu făcut să-mi armat. Da, dar și mult călătoria la galați făcut. Ascultă, mult la drum nu, fost. Nu fă, nu fă cu mine joaca care ai făcut-o cu Ianche, te rog. Dar ce tu crezi că asta o face cu tine, tot cu mine o face? Asta vrea să dovedească că chiar fata, dacă ar fi a ta, Ionel, ar putea să o iei. Dar fata nu e a mea, mă! Dar de unde vrei să știu că e a mea, poți să juri? Asta cum a să juri? Vezi ce idee poate să fără în capul unui om un ticălos de turc? Să tot gluma, încercare fost. Mai bine că atunci chiar nu putea să o ia deloc și era păcat. Aha, atunci faceam la ei bucuria mare. Ce zici, Tache? Eu aș fi bucuros să limpezăm lucrurile. Da. Ce te faci cu Mahala? Ce o să zic Mahala? Mahala, aici numai voi doi negustorii. O vrei să împaram la Ianche? De la Tache cumpăram. Creșitin să împaram la Tache? De la Ianche cumpăram. Socoteala tot la untru rămâneam. Dar asta poate că nu-mi convine mie. De ce băie? Eu știu că o vreime o să cumpere de la tine căsăvnoși, dar cine-mi garantează mie că creștinii tăi o să cumpere toți de la mine? Ma, voi și până azi la fel caștigat, nu e adevărat? Atunci o singură provalia fașam și amândouă câștig la jumătate imparsiv. Bună! Asta e foarte bine. E așa, dar știi că e deștept dobitoc? Tot voiam noi să facem o asociație. E așa, atunci spargem zidul de la mijloc. E subțire și nu costă mai nimic. Rafturile zvopsite la fel. Și tot trebuie să vopsim casele albe cum vor copiii, vezi tu? Da. Vezi tu ce bine a ghicit Ana mea că trebuie să vopsim casa la fel. Da, dar ies un magazin frumos. Ca în centru, mă rog, ce nu suntem lângă podul pescării. Deasupra o firmă mare. Așa, cu niște litere, ne spune copiii. Da, Tache și Ianchi. Nu, Ianchi și Tache. Nu, Tache și Ianchi, eu întâi, eu sunt mai bătrân. Ce mă privește pe mine, bătrân? Bătrâneța ta, asta e firmă, ce iac de naștere? Asta e comerț și în comerț eu am început. Păi eu am avut întâi prăvălie, tu vindeai nașturi, bă. Și importanța de dacă te poartă pe tine prăvălia, ori porți tu prăvălia. Ce infanteristul, nu și el tot militar ca și artileristul? Ce ții pușca, ce ții tu? Păi bă, dar eu am avut o mulțime de... Eu am avut întâi copil. Dar eu m-am însurat întâi. Păi eu am avut capital de la tata. De eu l-am făcut singur și la urmă ori mi-o negustor bun și tu negustor prost. Bine, atunci nu mai faci tovărășia cu mine și da. Deci e super degeaba, eu tot n-am să fac, dar pe firmă are să fie Ianche și Tache. Blana, dacă nu-i Tache și Ianche. Bine, poftim. Să fie așa, dar am să fac acum o propunere care te mulțumește și pe tine și pe mine, dar n-ai să o primești. Nu, dacă mă mulțumești, o primești. N-ai să o primești. Dacă spun că o primești. Jură că o primești. Jur, poftim. Să scrii mă ofrăiește, că să citești de la dreapta. Vezi câte ai jurat degeaba. De ce? Hai să scurtăm. Lăsăm copiii să hotărască și că... Stată de acolo ești... Da, pe toți, Ionel, vrei Ianche și Tache, Ana, vrei Tache și Ianche. Ce vrei omul bătrân, spune femeie îmbracă-te și omul tânăr îi spune dezbracă-te. Și femeia la fel bărbatului. Asta de când lumea. Bă, Miram, eu să fii și tu serios, odată. Am învățat de la tata o vorbă mare. Și că nenorocirea este o persoană foarte delicată și foarte pretențioasă. Când dă de un om supărat și încruntat, îndată zice, poftim, aici e, mă așteaptă. Dar când dă de unul vesel, zice, pardon, am greșit. Se duce la altul. Iată că vine. Cine? Nenorocire, baba safta. Ei, cum se dure? Și să vezi că se duce la altul. Bună seara, domn Tache. La neta am venit. Nu ți-am spus eu? Dar ce vrei de la mine? Păi avem șava de vorbi. Păi spune.
Nu poți spune așa, că e lucru cam anivoie și nu poți spune față din toată lumea. Mă rog, dacă e nevoie, eu pot să sursesc urgent. Numai să nu mă trimiteți în casă, că e cald și nici la tren. Nu, 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 las că stăm noi aici deoparte de vorbă și nu ascultă nimeni. Lasă-mă să stau o leacă pe prispa asta și să-mi trag sufletul. Ce-ai nebunit, babă, vrei să-ți tragi sufletul pe prispa la mine? Apoi, neta, și când o vini moarte, ai să râzi. E unde dă Dumnezeu? Te pomânești că se supără și se duce la alta. Dar să mai întoarci și n-aveam neta grijă jupânii. Iote, iote, dacă te vrutești pe lângă dânsa, acum știi obiceiul. Ei, sprevește, bă, îi sprevește și tu, că femeia a venit aici cu o treabă. Lasă-o să-ți pui și are de spus și gata. Mă rog, ce o opresc eu? Ia spune, bă. Ei, apoi să spun, da. Nu știu cum șorilor să înșep. Mică, te-ai supărat. Ei, da și? Ia cu flăcăul dumitale și cu fata jupânului. Aha, dar cine ți-a spus asta? E, doamne, s-o auzit, nu știm ne da. Ia păcatoasa e asta din lume. E mare păcat, domtare, mare păcat. Să nu li dai voie cumva, că să mânie și el de sus. Ce vorbă ești, parcă Dumnezeu n-are altă treabă. Dar mă rog, și poftește lumea asta de la mine, bă. Oamenii, nu știm neta, că s-o vorghe să nu cumpere nimic de la neta dacă se întâmplă una ca asta. Foarte bine, o să cumpere de la mine, pierde o ceva? Neta, nu? Dar pierde el, maică, și păcat, maică. Își pormă mă întorc și altfel și cum să-ți nenoroșească frumuseții de băiet. De ce băiatul lui nu-i de nasul fetei mele, e așa un nobil mare că îi se strică sângele? Vă știne ce băiat... De ce să leacă de fata? Ai vorba de fata ta, ai vorba de mine, lasă-mă în pace cu fata ta, cu tot. Așa e, foarte bine, de ce n-ai spus-o de la început, asta voiam și eu. Bine că recunoști că asta voiai, băi, atunci mai încurci lumea de pomană. Eu te la el și că eu încurc, mă vreau, vrei să te descurc? Eu te că te-am descurcat, tu te mă duci și spune la toată lumea că nu dau fata și gata. O, dai, nu, da, și ți-am cerut-o eu. Așa, mă rog, ți-am vrut eu pe gât? L-am dat-o pe produsul tău de mânică, dar lasă-mă în pace cu el. Și vreau să mai aud de el. Am terminat și eu, scurt. Foarte bine. Bun, va să zic că nu-i dai voie. Dar cine ți-a spus că-i dau voie? Va zic că spui serios că nu-i dai voie? Spun ce-mi place, băi. Spun ce-mi place. Ascultă, babă, să mă lași în pace, că-ți cunoști și măsările. Apoi să știi, jupânii, că-mi pare rău că vorghește așa. Eu îmi trudesc sufletul să fac cu mâinii și dumneavoastră vă bat în joc. Să mă bată Dumnezeu dacă mă mai amestic. Așa să te auzi Dumnezeu. Și la urmă urmi nu scop chimiei. Eu te ca băgat de seamă. Dar nici ai nevoastră nu-s. Ce? Apoi chiar așa. Nu-s are dreptate în lumea să spuie că nu v-ați purta cum să poartă omul cu copchilul lui. Stuchi varmuțele. Ce și asta începe, mă, dobitocule, n-au și spune ce taci așa ca o scândură de la dușul meu. Ce acum are să înceapă toată lumea la chestia asta? Dar și Iosif vine? Ba nu, împăratul Franț Iosif taci ca o furculiță fără dinți și are să crede toată lumea că dobitocul cu coarne îs eu. Nu, tu-ți place să mai vorbești. A? Eu le-am spus, dar mi se pare că tu le-ai și făcut. Uneodată capăt pentru numele lui Dumnezeu. Acum ce te supe? Poți să nu mă supăr, că nu stai și tu 5 minute să te gândești. De ce vrei, eu mă gândesc mai repede? Te gândești pe dracu, că îți turuie gura ca la omoară, vădorăjită. Nu-ți dai seama și buclucuri ne așteaptă. Nu ne așteaptă niciun bucluc, ce să ne aștepte. Ești chiar dacă ne așteaptă buclucuri, ce sunt eu de vină? Dar ce-i de vină, băi, eu? Dar cine eu? Ai vrut să facem negustorii alături, eu de ce fac nimeni prima aici? Păi da, că eu te-am pus să faci fete. Dar vede că să faci și tu dacă fai așa o deșteptăciune. Dar eu apucasem să fac băieți. Ce te-ai grăbit? Ia tu-te la toți drașii și lasă-mă. O să mă duc să crezi tu, să mă duc. Dacă mă faci tu pe mine de vină de tot ce s-a întâmplat, atunci mă duc și gata. Cu fată cu tot am să mă duc, așa să știi. Nu am lăsat nătos, n-am să mă omor eu din pricina fetei. Da, așa să am eu bine, dacă să mă spun eu din pricina băiatului. Da, nu te roagă nimeni. Chiar să rogi. Decât un lucru să știi, bagă de seama. Uite și uite-i. Dacă se întâmplă o nenorocire și nu-ți dai seama la ce spui, mă jur pe mormântul tatii și al mamii că las și casă și prăvălie și tot și mă duc în lume. Foarte bine, o să cumpăr eu mai ieftin. Du-te dracului! L-ai auzit? Vrea să plece. Foarte comod. În cadă să mă taie și pe mine bucățele, să dea foc la casă și gata. Așa un prieten nici n-am nevoie, dobitocule. Ce crezi pentru trei sarmale? Pot să fac și eu trei sarmale. La urmă ori, ce crezi că am să mor? N-am să mor. Mi-a murit și nevasta și n-am murit. Dacă și o prietenie ai tu pentru mine și poți să mă las singur de tot, foarte bine. Eu am să mor. Și ce-ți pasă ție dacă am să mor? Am să mor fără prieteni, dobitocule.
Ei, poftim, acum vine aici, vine nenorocire, eram sigur, acum îmi supărat eu, vine la mine. De ce să nu vii la mine? Vii la mine, nu-i așa? Și de ce să nu viu la tine? Asta zic și eu, eram sigur. Hai, vorbește. Am să vorbesc? Bine faci, dar vorbește mai repede ca să scap. Te rog să fii serios. Nici acum serios, atunci nu pot să fiu serios. M-a făcut Dumnezeu așa un om că nu pot să fiu serios. Și asta înseamnă că Tache are dreptate și eu sunt un prost. S-a supărat. Măi, tu ești domnul, spune și tu, așa un prieten ca Tache poate să plece și să mă lase singur de tot? Și ce vrea să fac eu singur de tot? Să mă spânzur? Bine mă spânzur, dar de câte ori am să mă spânzur? Ce crezi că merge de multe ori? Ești pe urmă? Dacă avea decât să mă lase, n-avea decât să mă lase când eram tânăr. Eu acum când am ajuns așa un măgar păcătos care plânge că oai. Dacă nu vrea să dea băiatul, n-are decât să nu-l dea, ce am să-l omor. Dacă vrea să-i dau fata, eu dau. Dacă ei se iubesc, înseamnă că vrea Dumnezeu. Și cine are să zică nu, când a zis Dumnezeu, da. Comunitate! Cine? Comunitate! Ți ești nebun? Nu sunt soț. Cine ai spus comunitate? Dar ce amestecare comunitate? Ce am făcut fată cu comunitate? Dar să-ți duci să mă trezești ce este cu comunitate. De ce vorbești tu de comunitate? De ce vorbesc? Vorbesc fiindcă m-a trimis comunitate să vorbesc. Iată, și așa o mare secetă a fost că n-a găsit al măgar să trimite? Te rog să vorbesc cu respect, că eu vorbesc aici oficial. Ce spui? Știam că vorbești jidovește. Și așa unul ca tine poate să vorbească oficial? Și mă rog, ce-ai să vorbești oficial? Am să vorbesc că comunitate nu-ți dă voie să-i dai fata lui Ionel. Bine, și dacă eu tot am să o dau, ce recoltez eu? Ai să recoltezi așa un mic faliment, sigur, că nu mai cumpără nimeni de la tine. E bravo, tot male cu ceva. E și dacă nu dau faliment? Și ce? La o mare supărare, crezi că un mic foc nu se poate pune? Și vorbești ca la Haim Rabinovici. Chiar așa? Și dacă eu o să asigura pentru foc? Dacă ești asigurat pentru foc, tot nu ești asigurat pentru concurență? E și dacă mă va asigura și pentru asta? Tot ai să închești prăvăria! E dacă am să fiu și deschidat ta în asociație cu Tachi. Și dacă comunitatea ajută un alt om, vrei să deschide alături? Și dacă dau eu foc, ce se întâmplă? Deschide alta, că și el e asigurat și gata! E comedie la toate s-a gândit, madam, comunitatea asta așa o cucoană teribilă. Mai să pui mâna în foc, e bărbat și la așa un bărbat o să-i dau chiar pe Ana. Nu cumva îl cheamă ștrul. Ei, te rog, fără aluzie, eu vorbesc aici oficial. Așa sau și cine, mă rog, te-a făcut oficial, Rohola? Te rog! Dacă te rog, eu cam înțeleg și șurubur pui tu aici și des când am aflat ce negustorie împărtești tu pe sfengurile de când a venit fata și până acum, așa crezi, și pe baba Safta, cine a trimis-o? Ai noroc că nu por câini în ogradă când aș da afară cu câinii! Auzi tu, păcătosule! Așa o politețe de ovrei ai tu în vorbă! Te poftesc să nu mă faci să te ție ce politețe de ovrei am eu pentru tine, că pe urmă e rău! Te rog arată! Fii deștept și nu mă țințam! Am să fiu deștept, dar tot să te țeți! Poftim! Și crezi că mi-e frică? N-are de ce să-mi fie frică! Mă! De ce să-mi fie frică de așa unul ca tine? Pentru că țep? N-ai decât să țep! Că țep și eu și gata! Aici! Nu aici! Comunitate! Nu fii prost! Nu sunt prost! Sunt comunitate! Așa ești comunitate și mă rog cum ești când ești comunitate! Tot așa cum ai fost la Nicorești după vin? Ce crezi că nu știu? Păcătosule! Da-ți-o dat! Nu vreau să dat! Nicorești! Nicorești! Dar vrei să ce? Ce ești prost și nu înțelegi? Din partea mea face pofte și eu aș face ca tine. Și simt-i bine dacă Ruhăl e așa cu ambiții la fata ta, s-o iei dracu de femeie, toată săptămâna o umbla. Dar acum, ascultă la gard și vrei să am un loc. Dar ce vrei să-l am eu? De ce vă amestecați voi în casă la mine? Ce om mă amestec în casă la voi? Ce om nu să știu ce se petrece la voi când te bate Ruhălă și te vâră sub pat? Ei, te rog, ești așa un om indiscret că mă și sopără. Bravo, sopără. Și gata, s-a supărat, toți s-au supărat, bine că nu s-au supărat. Am să fac explozie de atâta bucurie. Dar ce te amărești? Și ăștia așa copii? Fă ce poftești? Cum să fac ce poftești? Am muncit o viață întreagă ca să ajung la bătrânețe, să dau faliment. E bine, n-am să mări fata, am să o omor, dacă așa vreți voi. Dar ce te potrivești? Lasă-i dracule pe toți. Tocmai tu vorbești. De ce să nu vorbesc? Poate că și eu aș face la fel dacă aș fi în locul tău. Fă ce poftești? Dacă e fata ta. Dar de ce să nu fii fata mea? Mă rog, n-are nică să fii! Și mă privește pe mine! Mă privește pe mine, dobitocule, poftim! Poftim că a început și eu, dar ce vrei?
Ce vreți cu mine pe ziua de azi, vreți? Vreți să mă nebuniți? Mă rog, e fata mea, nu-i fata mea. Și întrebi așa ca o proastă. Dacă nu știi tu, de unde vrei să știu eu? Eu de unde vrei să știu, poftim să vezi că toată mahala vorbește ca el. Dă-o dracului de mahala și-ți pasă de ce vorbești. Cum să nu-mi pese, cum să nu-mi pese, că atunci oricum aș face tot nenorocire. Iese, dacă nu mărit cu Ionel, înseamnă că e a mea și o mor. Dacă mărit, înseamnă că nu e a mea și mor eu. Și iote cine mi-aduce mie nenorocire în casă, iote de la ce păcătoși, de la dobitocuista și de la rohănă. Iartă-i supărat. Nu, nu m-am supărat, am înnebunit voi. Voi mă ține bunii să fiți voi, dracului de păcătoși, că de asta nu vă iert auzi și acum te poftesc imediat să pleci de aici, că stric o masă pe tine! Stai că plec! Stai că plec! Stai că plec! Stai că plec! Stai că și voi știi că n-am nevoie de voi și puține pasă dacă nu cumpărați și puteți să-mi dați și foc păcătoșilor și știi tu ce spun una, să vă ferească Dumnezeu să mă fac și eu antisemit! Să nebunesc, atât vreau să nebunesc și dacă e vorba că tot trebuie să nebunesc, cel puțin să nebunesc cu folos. Am să dau, fata, eu dau. Acum să terminați și în sor și gata. Asta nu pun prest, acum nu pun. Primesc și ghia mare. Lume tare supărat la voi, nimic nu mai cumpăram din prăunia al vostru, altul prăunia făcut, e greu. Primesc și ghia mare. Crezi? Cadăr, bine gândit, scapare ușor găsit. Voi trebuie să lăsăm copii să fugim. La lume spus, voi oie nu dat, copiii singur. Fără voie plecat. Atunci lume nu supărat. Nenorocire este, lume bun la nenorocire de la altul om este. Prisepem, Ianche. Aici stai așa un plan, că e o idee bună. Dar poftim? Ce facem cu Tache? A spus că nu mai vrea el. Tache nu vrei? Ah! Dacă nu vreau de la capăt, el a bucluc la inimă, el nu vrei să facem fericire la copii, mă. Dar ce vrea? Să-și nenorocească copilul? Nu-i știu. Dar nu pricepe că nenorocește, cum să fac eu o treabă ca asta? Ce nu-i copilul lui? E dobitoc. Apoi chiar că ar avea dreptate lumea să zică că nu-i al lui, tot nu seamănă cu el. Și mai bine că nu seamănă cu așa un dobitoc. Ionel nu copilul de la Tache este. Ce spui? Ianchi, frate, ascultam, Cadăr. Spune-m acum lucru. Taina mare. Ionel. Băiatul de la Cadăr. Ce vorbești? Săracul Tache, așa o surpriză pentru el. El nu-i știm, el nu trebuie să-i știm. I-am căprătișoram, la Tache nu-o spunea voastră. Și cum ai putut tu să faci așa un lucru, brei cadu? I-am căprăt, Tache a face galas, Cadăr tiner fost, nevastă de la Tache promos fost. Inima paga toți păcatele! Tache, Ionel nu mult iubește, el nu vrei să ajutăm copiii pentru ca să fugim. Ajutăm noi. Ion Chibre promotă la mine 20.000 lei. Dar ce să faci cu ei? Dam la Ionel paiatul de la mine, ca dar saragma. Toată viața mușim bani înapoi la Ion Chibre la tine. Să le împrumut pe tine, lasă că am eu grijă să dau fete. Ce crezi că n-am să dau? Ce eu sunt, Tache? Ce eu? Te pomenești? Te pomenești că e adevărat cu
fata aia. Ala, nu. E așa o poveste, ar fi nu e adevărat. Scoate, Cădăr, te rog să nu glumești cu mine. Scoate ghimpere ăsta din inima mea, că eu singur nu pot să-l scot. Și degeaba și Rătache, că tot nu pot să-l scot. Ala ea mea, adevărat, adevărat, adevărat e. Uite-i fata, fata. Nu aveam teama, Ian Chebrei. Sta Cădăr, bine știm. La lac joram. Nu aveam frica la fetița. Alu tău este. Acum dai banii la Cădăr? Acum de ce? De ce să nu-ți dau și dau să spun? Trebuie să spun, am așa o fericire, nu știu, să duci o fată. Dar parcă câștig, parcă am via din morți. Și zău că-mi pare bine și de Ionel că e amestecat. Parcă se bagă de seamă mai puțin. Devine o căsnicie, așa ceva... mai internațional. Săracul Tache de el îmi pare rău, dar dă-l la dracu, că dacă nu era așa, nenoroceam fata tot rău cu câștigul lui. Eu mă duc să aduc banii să dau fetiții. Și tot la el aici pentru că îi spui să banii de la Cădăr pentru Ionel este. Eu chemam Ana, apoi plecam acasă, colcam posin. Bosit. Bosit, oh, bosit. Da, ce frate, unde este, mă? Da, știu. Cădăr, vrem, vorbim ceva la tine. Știu. Vorbim, mă, vorbim. Da, ce? Mai bine ești. Băiețelul cel mic nu a dormit. Dacă, frate, ala copii, amândou, trebuie plecam. Acum plecă la trei. Da, așa m-am gândit și eu, zici încă n-am vrut să-i căsătorim și au fugit. Cădăr, bine știm. Tu, frate, la Ianche fost, m-a la tine inima îndoit. Este. Tu credeam ala casa de la creștin, un ovrei, că nu bun este. Și ce să spun? Nu, frică avem, mult frică avem. Ce să spun, băi, Cădăr, așa cu capul mă gândim eu că n-ar avea rost teama, dar... Mi-i teamă, bă. Nu avem teama, Tache, frate. Ana, nu o vrei ca este. Băi, de unde știi tu asta? Ana, fată de la Cădăr este... Săracu Ianche! Păi el știe, mă. Dar nu ești numai. El nu vrei să ajutam copii pentru ca să fugim. Ajutam noi, dacă vrei, promotă la mine 20.000 lei, dam la Ana. Ana! Bine, bine, Ianche, hai ca să vorbim. Da. Hai, hai, hai. Da, mă. Ana! Da? Vino încoace! Ce-i, papa? Iote, ce-i? Iote, cum se cunoaște că ești fata maică, te cum ai sărit un pachet de hârtime și sărit de gât. Așa, sărută pe ovreiista bătând că el e tatăl tău, nu-i așa? Da, e papa al meu. Am înțeles tot. Ai înțeles și tu, bravo, vino să te sărut. Așa cu du-te de sfă bagajele, da? Să nu vadă Tache. Bravo, nene Ianche. De ce, nene? Poți să-mi zici și tată? Tată. E așa? Tatăl tău? Și el te lasă să pleci și rupi inima, că ți-i tată, nu-i așa? Dar te lasă să pleci ca să fii tu fericită, să nu mai plângi, să nu te mai gândești la tăi, nu mai întreba cum și ce, că a fost greu, dar ce n-ar fi făcut un tată ca mine, că doar ți-i tată, nu-i așa? Da, papa. A, te lasă să pleci ca să fii tu fericit, să nu te mai gândești la tăi, a? Și iute, iei să dai loc,
lui Ionel de la Cadâr și acum du-te și fă geamantanul repede, ce l-am pregătit eu, tatăl tău, și să fii fericit. Să te gândești că-s bătrân și păcătos și că te iubesc. Ești fata mea. Și du-te și lasă o scrisoare că ai fugit. Asta e un fel de certificat. Și în colț v-am oprit o trăsură ca să vă duceți la tren. Acum puteți să vă duceți la tren. Tache stă în casă și nu pot copiii să fugă. Tache! Da, și bă? Stă în casă pe așa o vreme, nu-i cald în casă? Da, am și un adușit. Da, păi, bă, ce să-i faci greu? Greu, da. Dacă așa a fost să fie, dacă a vrut Dumnezeu așa? Ai dreptate. Nici nu știi câtă dreptate ai. E, poate că tot știu. Nu știi. E Cadâr, unde-i? S-o dus în casă, să curți. Ce-i pasă? Adevărat. El n-are copii. N-are. Oricum ia și el parte. Păi da, să și cade. Sigur că se cade. Au crescut pe lângă el, parcă ar fi puțin de el și copiii lui. Păi da! Ce s-a părut? Nimic, o trăsură s-a depărtat. Da, iată că nu se mai aude. Aha. Să se ducă în la gară. Nici n-ar avea unde să se ducă la ora asta. Păi da. Acum se trece și trenul. În câteva minute. Și gata, se liniștește. Se liniștește. Ce? De ce? E întâlnit copii amândouă. Unde? Afară la trăsuri, încolo plecat. E scrisoarea asta două ori. Pentru tine, Ianche, și pentru tine, Tachi. Ce nenorocire! Grozăvie! Au fugit copiii! Da, au fugit! E ce facem? E ce să mai facem? Dacă ne-am dus după ei la gara? Da, haide! Stai! Vedi că trece și trenul! Trece trenul? Ei trebuie să fie! Fă-se cu Batistă, dobitocule! Fă-se cu Batistă, dobitocule! De ce n-au răspuns? Înseamnă că nu ne-au văzut. Așa de repede? Așa se uită. Nu se poate. Așa am uitat și noi. S-au dus. Lasă ambre, nu plânge ambre. Copiii fericit torșam. Și ei fericit. Și voi fericit. Și eu fericit. Și tu? Și el. Băi, Ianche, spune tu. Bă, frate Ianche, acum că au plecat copiii, să dăm cărțile pe față cu tot. Asta voiam și eu. Băi, copilul îl iubești. Nu numai că l-ai făcut, pentru că l-ai îngrijit, pentru că l-ai crescut, pentru că... Da. Da, foarte, foarte, foarte adevărat. Noi n-am făcut datorie. Da, Turcu nu și-a făcut. Și-a făcut nici datoria de prieteni. Era să că știi. Și asta voiam să spun, dar eu credeam că tu nu știi. Cum nu era să știu? Și de ce nu mi-ai spus nimic? De cum era să spun când era copilul aici? Nu știu ce ai zis când ai aflat. Ce era să mai zic? Dar un lucru tot am zis, asta nu a fost prietenie, băi, foarte frate. Adevărat, eu unul fiind de copii, au plecat, eu pe Cadâr nu-l mai cunosc. Te rog să crezi că și eu fac la fel. Te crezi și merit, a fost o ticăloșie. Pe care eu nu i-o iert. Acum am să o iert așa eu. Încât Cadâr de azi încolo te-ai șterg de inima mea. Nici bună ziua nu-ți mai dau. Rămâi să ne Allah mare este, Mahomet, profet de la el este, ma tot turcu plătește. Oni pritești, brânca fără, Un de rabine, un echin de un de rabine, un echin de
Nu te duci să mănânci? Am dat băieților să mănânci. Ce, n-ai poftă? Nu vreau. Poate că îi lua ceva în gură mai târziu. Lasă pe mâine, poate că mâine tu trebuie să mănânci. Da, ca și azi. Nu-i nimic, faci economie. Da, tu? Și eu fac economie și siluetă. Așa e modern. Nici tu n-ai poftă? Am așa o poftă. Că de-ar avea toată lumea ca mine, ai un blac cu lumânare să găsești un om sărac. He, și vrei bătrâneți. Bătrâneți. Nu mai mănânci, nu mai dorm? Nu mai dorm. Și aștepți? Ce aștepți? Moarte. Ce vorbești așa, o vizită plăcută, aștepți tu? Nu trebuie dracu cu ea decât așteaptă tu și pentru mine. Aș aștepta eu și pentru tine, frate Ianche, dar nu se poate asta, trebuie să o aștepți singur. Singure, singure. Tot trebuie să vii odată. Să vie cine să vie? Moarte. Adă-o, dracului de moarte, pe care nu te gândești. O să strică tot banca asta că nu mai ai de vină. Cum să nu te gândești la moarte dacă stai la tren? Vine. Cine? Tren. Nimic, el vine și trece și era să faci, măcar că-l face și ea cine? Frumos vine. Cine? Trenul. Se face mare și crește și așa ca un flăcău vesel. Dar lasă așa o amărăciune pe inimă când pleacă și se face mic. Și intră în pământ. S-a dus. Nu se mai vede. Văd. Ce ești prost? Ce să vezi dacă nu se vede? Ernei, nei, fagalțe, voc, fardinta, fină. Vede, câteva vreme mă trezesc noaptea la fiecare tren. Și eu? L-aud cum vin și vin și vin. Cum se duce și se duce și se duce la dracu. Așa o civilizație care nu te lasă să dormi. Parcă nu mai tren. Când aud un pas pe stradă, tot mi se pare. Bătrânețe. Ce sângurătate. Sângurătate. La urmă, nu pot să ții pe nimeni în lanț. Pe cine să ții în lanț? Nici chiar pe cadr. Și de ce să-l ții în lanț? De-l dracului de păcătos. A pus să-l ții în lanț. Așa unul ca el, când era tânăr, trebuia să-l ții în lanț. De unde era să știu eu? Da, băi, eu. De Telcăvin. Cine, cadr? Nu, nu, trenul. Ce se văd? Trenul, bă. A, trenul mi se pare că l-am văzut. Mi s-a părut că... Da, și mie. Da, nu, n-a fost. Nu. Vreau mai fumează o țigară. Da, mulțumesc. Hei, tinereț. Și dragoste. Ce să-i faci? Când ieși din casă și afară, e așa o lumină nouă și o frumusețe pe care nu mai știi. Cine e așa de idiot să se mai uite înapoi? Și poate fi mai bine și. Așa un vânător care plânge să-i se întoarcă gloanțele înapoi, să-l scui prin ochi. Ei, băi, Anghii frumos, ce spui tu, da? Inima, ce spui? Da, lasă-mă, lasă odată și inima în pace. Eu nu vreau să vorbesc de la gât în jos. Băi, Anghii, tu știi că eu sunt un om tare, eu nu mă dau bătut cu una, cu două. Dacă vine Gavrila cu poșta și mi-ntinde scrisorile, mă topesc, nici nu știu cum să le mai citesc. Că parcă eu ce cu soare. Da, băi, vezi? Da, dar nu vreau să-l mai am. Băi, da, nici eu nu vreau, degeaba. Stau aici pe colțul teșgheli și le citesc scrisorile toată ziua. Păi ce vrei să facem? Păi asta spun și eu. E că azi n-am primit. Nici nu? Nici. Nu știi ce greu mi-a fost. Și n-au voie? Ba da, da, nu-i tot una. E și el ce ți-a scris? Nu ți-am spus asta. Bă, dar ce strică dacă o să mai spui o dată? Că o duc bine, că afacerea aceea pe care a început-o merge strașnic, că îți fericiți, că să iubești. Atât tot? Da. Dar ție și tot scris. Cam tot așa. Și tot amândoi au scris? Da. Ia de să vă și o scris. Ce să vezi, băi, dacă ți-am spus? Bă, dar oricum altă-i vorba, altă-i scrisul, pără că ești mai aproape de ei când citești. Ești. Galas, Brăilă, Costanța... Se plimbă, se plimbă, bine ca o parare. E, numai să le ajungă, că prea mult nu vreau ei pentru a se venea plimbă. Asta zic și eu. Că asta e de la București. Tot la mașină scrisă? Da. Ce-o și copiii ăștia cu scrisul la mașină? Păi așa-i azi. Da, modern, civilizație, dar prea civilizație pentru așa o scrisoare la părinți. Da, ție tot la mașină scrie. Da, și nu știu cum, dar așa o formă comercială și mașina tot una cu scrisul de mână, acolo parcă e na, dar dreptul, dar așa se parcă pune la mijloc un perete, nu lipește inimă de inimă. Da. Stă o bucată de oțel la mijloc. Asta așa e, da, și vreau. Și vreau, vreau să mă las în pace cu așa o civilizație. Da, și te necăjești deja. De ce, de ce, de ce, eu de ce, până acum mi-a fost rușine să-ți arăt. E bine,
Am să-ți arăt. Poftim. Tot la mașină? Bine, știu, ce? Cum și dobitocle, nu vezi că sunt toți scrisorile acelea, dumneavoastră cum două foi și dacă două exemplare și scălesc amândoi și până la două. E așa o economie și la dragoste prea modern, prea civilizat. Așa e, dumneavoastră, iată, acelea scrisori, a mea e primul exemplar și a ta a doua. Nu se poate. A mea este prima și a ta este a de a ce vorbești prostii, niciuna mea este prima. Ai să știi că avem așa niște copii moderni, că primul exemplar îl pun la dosar. Ori îl trimit lui Cadâr. Da. Da, așa trebuie să fie. Păi, oricum, nu-i și el părinte? Ai pe tot. Păi, să-și cade să-i scrie. Păi, dar ei n-au voie să fie supărați. Mă rog, dacă zici și tu. Păi, nu-i așa? Așa nici vorbă, păi, da. Să fim noi mai tuși decât el. Asta nu-i drept. Oare mai vine? Cine să vii? Mai vine vântre. Dar ce mă întreb pe mine? Ce o să încheferei să reștiu pe doamne? Și ce super, nu știi, nu spui și gata. Așa am dus să ne văz bine și am să reștiu. De când au plecat copiii, învăț mereu. Nu vezi și școală teribilă. Adevărat, de cum închidem prăvăliile și o rezemă. Și într-o zi o să ne închidem de tot și o să învățăm perfect. Iar nu mai glumi cu vorba asta. Dar nu glumești deloc, de o lună încoace, număr clienții, fiecare zi a luptat bine, rucălă, am să-i adresez felicitări. E, parcă baba Safta și cusurul a avut. I-am numărat până am terminat de numărat. Scade și gata. Noroc, acum nu mai are de unde să scadă. Se ferească Dumnezeu. Am zis și m-a și ferit. Asta n-a mai venit niciun client în prăvălie. Și vorbești la mine de-alaltă. Și dacă torn un kilogram de unde lemn, deschis fabrică de sardele. Și nu știu ce dracu au toți că se duc și se nădușesc acolo. La mine e așa un aer curat și plăcut. Nu-i nimeni. Iar îți arde de glumă. Și dacă am să mă dau cu capul de pereți, crezi că iese bani? Nu! Eu cred că iese sânge. Și nici clienți nu fac. Am să fac cel mult o duzină de cucuie. Să fie de bine lui Cadâr. Așa o prietenie a avut el pentru noi, așa o afacere cu așa o cinste, cum aș vedea Dumnezeu să-i bață la bani ca să-i poată ține legați. Deocamdată își plătește datoriile. Știi, uite mâna. De unde știi? L-ai văzut când a venit? De cum era să nu-l văd dacă a venit la mine? La tine când? Acum vreo două zile. De ce te faci că nu știi? Doar din aur ai spus. Bă, nu, eu credeam că l-ai văzut când a venit la mine. Și la tine a avut datorie, bravo, bine că a avut credere. E, că tu nu i-ai fi dat. E, cum să nu-i dau dacă i-am dat? Mult? Ce să mai vorbim, acum că mi-a plătit tot, meargă sănătos. Și ție ți-a plătit tot? Da. Mult? Lasă-l în plata, domnule. L-am lăsat, dar spune că nu te temi, nu mă apărăsc că îi merge bine. Eu dacă nu te-ai supărat tu să mă bată Dumnezeu, dacă n-aș fi în stare să vorbești acum cu el, păcătosul dracului, că am ținut la el ca la un frate. Eu, deci să mă supăr. Eu credeam că tu ai să voi țurât, da? Și parcă mie îmi pare rău că face dever așa de bun, că trebuie să făcut afacere bună. Dacă mi-a dat el 20.000 de lei... Iute, și de ce tocmai așa o sumă rotundă? Și ai dat de mult? Nu mi-aduc aminte bine. Mă, dacă spune-te, nu cumva ai dat când au fugit copiii? E, asta-i, nu o să mă scoți vinovat pe mine că au fugit copiii. Nu zic că nu, dar vreau să știu. Nu mi-aduc aminte. Mă, dacă e așa o vorbă care miroase a minciună, că știi că iau un depozit de întreg de parfumuri. E, bă, așa mă cunoști pe mine. Dar mai fi că te cunoști, știu că nu poți să spui minciuni. Pe atunci? Da, dar ai spus tot, ai spus asta, ca și negustoria, faci prost, dar tot o faci. Eu te rog să-mi spui adevărul. E, bă, crede-mă că nu i-am ajutat eu să fugă. Nu-i vorba de asta, dobitocule, da, a ajutat Dumnezeu și îl cunosc bine pe Dumnezeu. Da. Dar aici altă chestie, înțelegi tu. Aici, la mijloc, o combinație ceva teribil pe care vreau să o prind de coadă. Da, și combinație. Dar tu nu pricep că stă mintea în loc, când tragi linie și faci totalul. Ia, adună, mă rog, bani de la tine cu fuga copiilor și cu prăvălia lui Cadâr. Și tu nu vezi ce combinație poate să iasă de aici, ce mișelie? Poate că tu crezi că turcul a făcut prăvălie cu banii de la mine? Ce pot eu să cred? Dacă ai să spui, poate că tot am să cred. Chiar dacă ar fi fost așa, nu a fost cu voia mea. Dar nu-i vorba de asta. Păi atunci? E bine, am să rup eu sac odată. Mă întreb de ce? Ia că am să spun de ce, fiindcă și eu i-am dat tot 20.000 de lei. Când? Pentru că mi-a cerut. Păi atunci, de ce mi-a cerut de la mine? E, vezi, mă, cum te dai de gol ca un prost și prost ești și prost ai fost. Și ceea ce e teribil e că am fost prost și eu. Cum adică? Adică ne-a tras Cadâr pe șfoară pe amândoi. Ala. Cum ne-a tras pe șfoară? Să mă explic că nu te-a făcut el să lași copiii să fugă, că și pe mine tot el m-a făcut să-i lasă. Și tu? Apoi, vezi, felicitările mele. Vreau zic că nu ești supărat. Adobitocule, de ce să fiu dacă i-am lăsat? Înțelegeam să fii tu supărat, că nu voiai să-i lași. Eu nu voiam să-i lași. Nu te mai face că mi-a spus turcul. Dar turcul mi-a spus că tu nu voiai să-i lași. Că nu vreau eu, dar ce aveam eu să nu vreau? Acum încep să vezi combinația. Ei, drășie, păi de ce mai ceru bani de la tine? E, cum de ce a dat el pentru băiat, că o dedusem pentru fata? Păi, dar pentru fata am dat eu. Și ești nebun, cum vrei să dai de? I-am dat lui Cadâr, pentru asta mi-a șerut. Ce?
Stai că am amețit. Cum este o combinație? Asta este ca un vis rău, mă rog, de ce a dat pentru fată? Ei, de ce? Înțeleg să dea pentru băiat. Dar de ce? Păi noi ce mai întâmplă de la datoria lui? Datoria lui era să dea pentru fată. Pentru fată, stai! Stai că acum am amețit de albinele, de ce era datoria lui când era datoria mea? De ce? De ce? Parcă acum afli stai, un pic. Stai că mă trec toate rădușelile! Da, bine mine, nu? De atât ce să te treacă pe tine, că tu știi. Ce știa, bă, ce știa? Ce știa, așa ca un nebun, ce n-am vorbit? Ce-am vorbit? După ce-a plecat copiii, n-am vrut să spun și mi-ai zis că știi. E, dacă știam. Dar nu știam despre mine. Dar mie mi-ai spus că știi. Ce știam, domnitocule, ce știam, știam de Ionel. Ionel, bă, nu era vorba de Ana. Ești nebun, a vorbit de Ionel. Nebune și tu că era vorba de Ana. Ce-i vorbit de Ana? Ce-ar face cadr cu Ana? Ce-ar face cadr cu Ionel al meu? E bine, ești nebun și nu mai vorbesc. Nebunești tu și-am terminat. Nici eu. Dacă Ionel e băiatul lui. Ești nebun cum băiatul. Păi așa a zis Cadăr. Cadăr mi-a spus de Ana. Și ești nebun ce a spus de Ana? Că-i fata lui. Fata lui? Ana? Asta nu mai este combinația, asta e curată de nenorocire. Crezi eu. Dar nu se poate, așa ceva nu se poate. Dar ce e asta? Ce iar începe? Bă, băi, dar ce? Te vrea să mă duc la balamuc și spui el că Ana e fata lui. Înțeleg ce spui de Ionel, ce poftește. Ce, ești nebun că eu l-omor? Dar ce crezi că nu l-omor și eu? Eu l-omor în orice caz. Să mă bată Dumnezeu dacă nu-l leg de șină la tren. În calte să-mi folosească și mie trenul la ceva. Tur ne-a trebuit, tur că am găsit. Orice-ar fi, trebuie. Cadir! Nu! Nu mi-e frică. Și mie mi-e frică, dar nu vreau să ajung la tren. Cadir! Vine cu așa numai de... Nu mă apuc. Am aflat tot și-o dat pe față tot. N-ai fost un prieten, Cadir, n-ai fost un Cadir, tot ne-ai luat, tot. Cadir, nu-i vinovat. No. Cine-i vinovat noi? Pentru ce, mă rog, că te-am primit în casă, că nu te-am zvârlit pe dup să crăp de foame? Și asta ți-a fost răsplata, să ne iei nevestele? Și copiii spune, nu-i adevărat, nu-i adevărat. Nu mi-ai spus mie că băiatul lui e băiatul tău. Mie nu mi-ai spus că fata lui e fata. Nu-i adevărat. Dacă nu-i adevărat, de ce-i? Altul cum voi nu lăsam copiii pentru ca să fugim. Ce interes ai avut să plece copiii, că fără interes nu făceai tu negustoria asta? Taci înainte, că bine faci! Voi nu lăsați Cadăr vorbim, vorbiți voi! Dar nu trebuie să vorbești și să mai vorbești, poți să-mi spui mie de ce ai luat bani și de la Tachi și de la mine! Ce așa mă nu le-a dus în noi copiilor? Nu vezi că nu poți să-i explici nimic, mă rog, ce ai vrut! Ai fost convins de ocazie să-ți faci prăvălie. Că numai aici ai vrut să ajungi, nu? Dar scoate-mă și tu o vorbă, tu nu vezi că nu mai suntem în mințile noastre. Ce vrei să ne vâri în pușcărie? Turcu plătește! Plătește! Cine plătește? Turcu! Asta a fost odată. Acum văd că Turcu câștigă și bine face. Răsplată pentru tot ce am făcut pentru tine. Ai fost grăbit, ne-ai sucit mințile să lăsăm copiii să plece mai repede. O săptămână ai adus un vagon de marfă de la Galat și ai atras toată clientela la tine. Și vinzi, ai de sinainte, vinde până ne vinde și pe noi. Ne-a dus în pragul falimentului, bă. Și tu faci planul că eu ne scoate antreprenorul ca să-ți faci casă cu două etaje. Aici ai vrut să ajungi. Eu te că ai ajuns, felicitările mele. Dar oricum plătești. Ai nebunit, păcătoșule, tu nu te gândești. Nu bate capa. Ce vorbești? Garilor, când ați venit? Dar ce crezi că deja m-am așteptat voi la tren, eu te că venim? Am venit, papa. Măi, Ionel, dar ce gândeați că nu o să ne mai întoarcem? De ce v-ați întors? Băi, cum de ce? Ca să scăpăm pe Moș Cadir? Păi el să scape, pe noi să ne scăpați dacă puteți. Da, ce, papa, merge așa de rău? Mă, nu merge teribil de bine, așa de bine că stau toată ziua la tren. Să fie al dracului de tren că a ajuns un personaj așa de important în familie, că imediat ce e o supărare, îndată vrei să te duci la el. Ziceți mesinul Cadir de așa un faliment ce am să dau? Noi nimic câștigăm, noi în schimb. Zău, merge bine. Doar cât de bine ar merge, credeți că o să câștigați voi ce pierdem noi? Da. Asta sigur. Nu mai vorbim. Nu o să câștigați voi cât câștigă Cadir. Oh, Moș Cadir, săracul, Moș Cadir. Săracul, iau, sărac. Săracul, așa cum spune, nu câștigă nimic. Noi câștigăm. Cum câștigați voi? Noi. Cum câștigați voi? Tu înțelegi ceva, tache? Și de ce râde? Ce înseamnă așa urât? Papa, te iubesc că prost mai ești. Hai, mersi! Ca să spui așa o vorbă mare, nu era nevoie să vii de la București.
Apoi nici nu vin de la București. Ia, acum poate să zic că se cunoaște, dar atunci n-aveai decât să stai aici. Păi aici am și stat. Și asta? Cum aici? Dar de unde veniți voi? De alături de la Moș Cadâr. Și cu numai asta? Eu, de la Moș Cadâr. Dar ce credeți dumneavoastră, că aveam să cheltuim noi banii pe drumuri, nu? Ei, de asta mor nou și de tot. La mine ce să mai năucească, că eram dinainte înăuntru. Mă rog, eu o străiază, m-a călcat trenul și zleșinat. Ce vorbiți voi? Foarte simplu, papa, dragule. Am stat în cetate la Moș Cadâr tot timpul. Aici? Aici alături? Tocmai Moș Cadâr, care n-a primit pe nimeni între zidurile ogrezilor, ne-a primit pe noi. A râs noi de pușcăria lui Cadâr, dar tot o folosim la joc. M-a primit el pe cineva în casă și l-a făcut explozie, Mahomet. Și mă rog, v-ați hrănit cu o singură porție de aer turcesc atâtea luni de zile? Și de ce a stat aici? Ei, cum de ce? Vroiam să vedem și noi cum merg lucrurile pe aici după plecarea noastră. Da, și să facem ceva economii. Și când am văzut că dumneavoastră vă merge prost și că s-a hotărât să facă altul prăvălie, l-am hotărât pe Moș Cadâr să se asocieze cu noi și să facem noi sub firma lui. Și n-a fost ușor să-l convingem, crede-mă. Și așa am rămas aici până astăzi, măcar că noi eram hotărâți să plecăm după cununie. Care cununie, mă? Cum ați făcut-o deja? Se putea să n-o facem. Tot Moș Cadâr ne-a ajutat și ne merge bine. Strașnic de bine și asta e tot. Acum ați înțeles. Iată, domnule, ce înseamnă copii modern. Mă miram că mi-a adus așa un aer curat la mine în prăvălie. E bravo, tot e bine că a rămas în familie. Ce zici, tache, de toate acestea? Mai întâi trebuie să ceriți iertare lui Moș Cadâr pentru ce a făcut adineară. Nu, că tot vinovat rămâne. Nu, că nu suntem copiii lui. De ce v-a dat banii? I-a dat nouă cu un prumut de la voi. Aveam nevoie de capital. Hai, ceriți. Dar ce a putut să spui așa un lucru greu de nevestele noastre? Be, frate, Ian, că tu nu mulțumit. Ana, fericit este. Are dreptate, papa, are dreptate. Du-te dracului, tu păcătos. Să nu te mai văd în ochi și iar. Și acum aveți să rămâneți aici. Acum că s-au lămurit lucrurile, nu? Facem așa, o mică asociație. Nu, te rog, iar încep să mă cer cu Tache, dacă e Tache ori Ianche. Nu, că ar să fie Ianche și Tache. E așa o delicatețe de la tine, nici nu mă așteptam, dar să fie cum vrei tu, Tache și Ianche. Nu, aici intră și Moș Cadâr în asociație. Și atunci cum are să fie? Cadâr, Tache și Ianche? Cadâr, Ianche și Tache. Nu, vrei, Tache, Ianche și Cadâr. Iar începe, hai! Cadâr, altul gandit. Alt scăpare mai bun găsit. Ala creștin, ala ovrei, ala turc. Spuneam praulia la Ierusalim. Acolo și ovrei, și creștin, și turci este. E bun, s-a stabilit, nu? Da. Eu conduc. Ce vorbești și noi? Dumneavoastră, consilieri tehnici. Și așa o slujbă, asta sună ceva teribil la ureche. Sună teribil și la buzunar și nu faci nimic. E ca un medic, așa un copil teribil ce a făcut mătache, maică vine să cred că nu e al tău. Iată, ai dragului că pe urmă începe. Iată, rog să nu glumești, că asta e fata mea. A mea, și dacă sunt bietovrei bătrâni și proști și urâce, n-am dreptul și o să mă încălzesc la soare. A? Ce, nu pot să se deși o floare frumoasă și să o îngrijesc și să fac mai frumoasă? Ia spune tu, spune. Ba da, papa, ba da, sunt a ta, sunt fata ta, nu te mai îndoi. Ești papa al meu pentru că te-am aici în inimă, înțelegi tu? Pentru că ești bun și vesel și fiindcă ești papa al meu și eu vreau să fii papa al meu și gata. Dar ce e? Tu te-ai îngrășat. Bă, copii, mă! Nu, așa o zi bună am eu, așa nu se poate. Adevărat? Spune, nu glumi cu inima asta bătrână, adevărat. Vino încoace, vino aici. Așa, strânge, să mor, acum să mor, pe așa o bucurie să mor. Papa! Să știi că în clipa asta și maica ta a zâmbit acolo, în groapa ei, fetița mea, ce se spune? Eu ridică plângă așa ca un prost. Hai să mă înțelegi când ai să plângi și tu de așa ceva, fetița mea. E bravo, Ionel, felicitările mele, așa o meserie, zic și eu, care întează. Câteva luni veniți 2.5. E așa o dobândă de 300%, zic și eu, îndată vă dublați capitalul. Dragă papa, când n-ai râs tu în viața ta? Numai că mi-a fost teamă că așa o floare frumoasă ca tine n-a ieșit
din inima mea. Papa te adoră. Asta e cam mult pentru moșneaca mie, fă economie pentru Ionel, că durează mai mult. E, da, acum să vă văd ce faceți cu copiii. E, facem doi, unul pentru dumneata și unul pentru tată. Bun. Da, de ce să nu-i pune să facă și o asociație și să faceți unul dublu? Noi nu o să ne certăm, numai pentru fericirea voastră era să ne certăm. Noroc că s-a găsit un tur care să plătească. Dar ce faceți din copil? Un om, papa. Mai departe să nu ne gândim. A, dacă îți închipui tu că te poți gândi mai departe. Ei, acum hai să stăm. Hai. Eu adică putem de acum încolo să stăm liniștiți la trei mai. Da, bă, iete-l că vine. Ei, și de acum pot nici să nu mă mai uit la el, că l-am degradat. Nu mai este personaj important în familie. Tată, uite-te. Ei, ce? Ia-te, uite. Ce e, ce s-a întâmplat? Asta mică mi-arată trenul, n-am să scap odată de el. Ei, uite, bă. Băiețelul ăsta crește, fetița, ia uite ce frumoșă că s-a făcut. Tu te la dracu, ce ești de bun, abia s-a terminat, iar încerc. Bye.